repede fiecare citit proiectul de hotărâre, numai trebuie domnul președinte să reia, să citească. Da, spune numai 1, 2, 3. Prima dată spuneți la vot procesul verbal din 19-a 3-a. Hai să punem la vot procesul verbal din 19-a 3-a. Cine este pentru? Avem împotriva, abțineri. Nu, toată lumea știe ordinea de zi, n-are rost, dați, puneți în discuții. Da, păi da, puneți operativ, situația fiind dată, ordinea de zi. Punem ordinea de zi la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere avem. Mai citesc, domnul primar, sau? Nu, primul punct. Hai, primul punct, domnul primar. Da, e vorba de rectificare bugetară. Aia acolo. Da. Dacă ați citit materialele primite, o să, dacă aveți întrebări și... Așa, da, spuneți. Domnul președinte, da? Eu. Da. Vin cu un amendament, având în vedere situația actuală în ceea ce privește activitatea la școli pentru elevi, sunt foarte mulți părinți care nu își permit tableta. Îmi spune că e timpul cât mai e până pe 12 iunie, putem lăsa pe la toamnă, dar totuși până pe 12 iunie sunt, mai este o lună jumătate și copiii trebuie să facă ore, să ia note. De aceea vin cu amendamentul și propun la rectificarea bugetară să ia bani pentru achiziționarea de tablete. Am scos, dar o să găsim. Și am găsit. În medie la 3, putem să luăm tabletă și la 300 de lei pentru copii și mai având în vedere că sunt dosare de supliment și la supliment sunt cam toți copiii sau toate familiile care au un venit redus, sunt 293 de dosare, aici sunt 300, deci propun achiziționarea 300 de tablete și sumele să vină de la banii pentru organizarea zilei comunei, care oricum nu o să se mai organizeze sau ce puțin așa zic, și mai putem lua unde, de acolo unde avem prins și putem pune apoi să luăm din excedent bugetar și să folosim la investiții. Dau eu un exemplu, chiar la Tocana putem lua bani și să acoperim această sumă, dacă punem 300 de tabletă la 300, cât vin? 90.000 de lei. Avem 15.000 și diferența sunt de acolo că pentru investiții putem lua din excedentul bugetar fără probleme într-o ședință ulterioară. Acesta este amendamentul meu, deci achiziționarea 300 de tablete pentru familiile beneficiare de ASF și acesta termen cât mai scurt. Că s-ar putea, dacă se aprobă, să facem avem achiziția. Și avem și o sumă cât... Dacă am zis ce am scos eu aici, dar o să caut pe achiziții, bine, sumele sunt diferite, sunt 200 și ceva, dar am pus eu o medie cam 300. Deci să punem, să zic, până într-o 100.000 de lei. Până în 10.000 de lei. Sau până într-o 100.000 de lei. 100. Nu 10.000. 100.000, da? Da. Că mai mulți părinți sau cel chiar nu au cum să facă copiii orele și am înțeles că e toată cumva. Da, dar nu ne-au cerut la școală. Dar ca să revenim la ce spune doamna Vici, deci v-ați consultat cu domnii directori, pardon, de situația lor. Eu, de exemplu, la clasă, domnul Bunar, eu, de exemplu, la clasă la mine am făcut situația clară a fiecărui elev în parte. Și ei au spus acolo, lecțiile se pot ține dacă au și telefon performant și tabletă și numai acolo unde există cazuri, într-adevăr, în care copilul nu are nicio posibilitate să se achiziționeze. Eu, de exemplu, la mine în clasă din 27-22 lucrează cu mine pe internet, pe telefon mobil, unii au chiar și laptop plus tabletă, deci situația este aproape rezolvată. Problema este că undeva pe comună, dacă facem un calcul, sunt vreo 200 poate de elevi pe ambele școli, noi trebuie să procedăm în felul următor. Știm că s-au dat euro 200, au primit și au cumpărat laptopuri, le-au vândut, cum le-au vândut, nu au fost urmăriți nici într-un fel. În cazul de față, dacă achiziționăm în cazul de față tablete, vreau să fie achiziționate în felul următor. Să fie luate cu proces verbal, date la școli, achiziționate de către primărie, date pe proces verbal la școli, școala identifică cazul X, Y, Z pe care îl are acolo în școală, îi dă tableta pe proces verbal cu răspundere, când se termină pandemia și se începe școala, își predă tableta înapoi la școală. Altfel, vom cumpăra tablete în fiecare an pentru că nu vor mai fi. Nu le vom mai găsi peste o lună, două. Copilul nu are grijă, părintele nu are grijă dacă le dăm sub formă de sponsorizare.
Clar. Deci trebuie să le dăm pe proces verbal, mai întâi directorului de unitate școlară răspunde de ea cu capul, la rândul lui, le dăm mai departe. Vedeți că spune clar, s-a spus clar. Dacă acolo în școală există posibilitatea de a-i da unui copil un calculator, să se facă. Noi avem 22 care stau. N-au venit nicio cerere din partea unui părinte soliști. Dom'le, dați-mi și mie un calculator acasă, că vedem copilul meu n-are pe ce învăța. Sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră, dar din contră, să termin. Din contră sunt de acord să-i luați pe cei 5.000 de lei pe care eu i-am propus pentru achiziționarea de table la Răcătău, să cumpărăm, să facem pentru copii, dar numai să le facem într-așa fel încât să nu mai pierdem cum s-au pierdut atâția bani și s-au dat și nu s-au mai văzut înapoi. Eu merg, chiar dimineață m-am mai contactat, mai mult au fost o familie care are, din Borceș care are 4 copii. Eu zis, au un telefon, dar la 4 copii care toți 4 sunt elevi, un telefon, de asta am zis. Bine, ideea e foarte bună, cum am spus și la asta. Așa vine și părinții care are la grădiniță, că vezi, doamne, că nu știu ce. Nu e de ăia, nu chiar nici și... În momentul de față, să vă spun, cei care au prioritate în momentul de față, eu îi văd pe cei de clasa 8-a săraci, care au examen național. Știu că și eu am copil. Ei sunt prioritatea numărul 1 în momentul de față. Să le dăm șansă să-și dea examen. Dacă îmi dați voie. Eu sunt de acord, eu am venit cu copilul. Dacă îmi dați voie ca o idee. Haideți, într-adevăr, e binevenit propunerea. Ideea este, da, asta vreau să spun. De inspectoratul, în cel mai, în cel mai scurt timp, de săptămâna viitoare, așteptăm asta și nu? Termină școala și copiii n-au cum domnul să facă acum. Deci ordinea ministrului este în felul următor. Se preocupă de achiziționarea acestor tablete, se preocupă din, în primul rând părinții au obligația să se preocupe. Dacă nu există cazul ăsta, directorul, prin ce are el resurse unitatea școlară, vine respectivul părinții și depune o cerere, solicită, îi se dă pe bază de împrumut. Pe cine găsim la școală, domnul? O secundă. În ultimă instanță, noi ca și Consiliul Local putem să-i ajutăm și noi în sensul acesta, dar să o facem într-așa fel încât să nu fie bani aruncați în vânt. Deci asta, dacă m-ați ascultat, ideea este un pic, domnul Mărdumă. Într-adevăr, e binevenit și propunerea și una și alta și cu amendamentul noastră. Ideea este să discutăm cu domnul director. Săptămâna viitoare să avem o situație clară, o solicitare clară a domnilor directori. Domnul primar, la ora actuală pot să vă garantez că școala Răcătău are situația exactă. Imediat după ce încheiem ședința, le cerim o adresă oficială, le facem când cei doi domni directori, să ne spună necesarul care ar trebui pentru, pentru așa ceva și atunci, în momentul respectiv, noi să le dăm la școală. Deci noi să achiziționăm și să le dăm la școală în funcție de solicitările domnului director. Directorul îi dă pe procedură. Dacă inspectoratul cerut, nu seamă când li se dă la ăștia. Da. Eu am auzit ministrul învățământului ieri, când a spus că se vor lua măsuri ca să dea tablete și prin inspectoratele școlare și prin asta. Acum, dacă nu se vor da, propunerea asta să rămână valabilă pentru un viitor proiect de hotărâri, după ce se clarifică, dă, nu dă, că și inspectoratul. Dacă o zis un ministru, înseamnă că într-o săptămână o să o rezolvi. Dacă noi putem rezolva în câteva zile, ei o pot rezolva mai repede. Deci se rămână treaba asta în studio acolo și facem o ședință extraordinară cu un proiect de hotărâri pe baza asta. Când le dă la școală, când le împarte păi școala, când răspunde directorul... Păi asta suntem și noi cadrele didactice, păi că au fost cu pantalonii pe vine. Noi, eu am acasă un laptop sau ce am eu acasă, o imprimantă și lucrez. Dar este buzul meu personal, bunul meu personal, ca să mă duc la ele să fac lecții, ca să meargă calculatorul ăla de 10 ani non-stop, 4 ore pe zi. Deci... Problema exact. Rămâne discuția... Dar nici nu putem amâna mult, că totuși e nevoie... În funcție de ce spune inspectoratul și de ce spun ăstea care ne conduc... Da, luăm legătura spun, cu domnul director și ne dea o hârtie oficială. Într-o ședință extraordinară să ia în discuție și problema. Cât se vor da la școală, cât se vor da direct elevilor, asta rămâne să... propuneți într-un viitor proiect de hotărâri. Că acum ne întindem cu discuția asta, unul vine cu o idee, unul vine cu o idee... Stăm la proiectul ăsta de rectificare a bugetului pentru 49.000 de lei, stăm 2-3 ore aici, așa, numai la proiectul ăsta. Și vine ploaia acuși, da, doamne, poate că ar veni. Da. Poate pleacă mare. Aveți cuvântul, domnul. Aceeași problemă învățământului vreau să ridic și eu, dar nu trebuie să luăm măsuri heirupiste și așa numai ca să dăm bine în fața camerei. Vreau să vă spun că există, știm cu toții, de vreo lungi de zile se discută ca Consiliul Județean Bacău să asigure tablete pentru toți elevii din județ. Domnul, chiar domnul Tufescu, acum stat inclusiv ieri în online o adresă din partea Inspectoratului Județean Școlar Bacău, care prevede ca până luni sau marți, nu domnul Tufescu greșesc,
toți da, directorii... pentru școli până astăzi au fost ultima zi, pentru inspectorat. Se prezintă o situație cu elevii care nu au absolut deloc acces la o tabletă, telefon inteligent, calculator. Eu am discutat cu domnul director de la Horgești. La Horgești sunt 35 de copii care ar avea nevoie la acest moment urgent de un mijloc de comunicare electronic. Am înțeles că există directivă, exact cum a spus domnul Tufescu, că elevii care au primit până acum acel voucher 200 de euro să nu mai beneficieze acum de tableta care probabil va veni din partea inspectoratului, Consiliului Județean. S-au beneficiat în școală la noi cam 3 sferturi din elevi. Că nu mai sunt... Plus că dacă sunt deci, mai mulți în casă, unul singur. Deci dacă acesta va fi un criteriu, va fi o problemă pentru elevi și fiecare va, nu știu cum justifică după aia faptul că nu mai are acel calculator, dar astea sunt deja alte discuții. Problema e pentru profesor, nu că trebuie să asigure la acest final de an școlar acest proces educațional, cât se poate face el prin mijloace electronice, că ne-a cam prins din nou criza și din punctul ăsta de vedere nepregătiți, ca în toate cele. Sunt de acord că trebuie să ducem bani către învățământ, dar dacă vrem să luăm, de exemplu, cât mai rapid tablete, nu putem să le luăm noi prin achiziție, prin primărie. Pentru că asta ar însemna achiziție publică, care înseamnă niște pași de așa, și automat le-am duce cel puțin o lună, două, cu așa, până le-am putea achiziționa. Deci, dacă vrem să luăm, cea mai simplă metodă ar fi să dăm bani pentru școală, și școala să facă achiziție. Asta e singura modalitate. Ca să ducem bani la școli, trebuie să avem exact sursa de finanțare, să vedem de unde luăm banii. Sunt de acord că zilele comune anul ăsta nu și-au locul și banii de acolo trebuie mutați. Mai sunt, trebuie să ne uităm în planul de investiții, să vedem ce se poate face, ce se poate duce anul ăsta la îndeplinire, ce nu se poate face și la fel să luăm banii de acolo care nu mai sunt utilizați și să-i ducem către așa, dar trebuie să fim, să știm sigur, să avem o bază de date și concret, exact câți elevi și ce sumă este necesară. Facem o extraordinară săptămâna viitoare, bănuiesc că luni, marți, poate știu o situație exactă, facem o extraordinară prin mijloace online, pe WhatsApp, pe unde se descurcă fiecare și stabilim suma de bani care o ducem pentru necesarul de tabletă sau ce hotărâm să luăm pentru copiii care au nevoie. Nu poate să fie un criteriu ăsta că numai persoanele beneficiare de ajutor, pentru că sunt și familii. Deci, nu depășească 250 de lei pe membru de familie. Venit. 250? Da. Corect. Așadar, domnul primar, asta vreau să întreb. Din planul de investiții anul ăsta, 200 pe membru. Putem duce la să lucrează, de exemplu, avem așa am primit noi de la grădinițarea Cătău, având în vedere că e starea asta și nu se mai învață, ar trebui să lucrăm, să lucrează sau demarat. Am fost la licitație, așteptăm să prezinte firma de construcție. Nu știu dacă se ia în calcul ajutorul și alocația. Nu. Deci sugestia mea asta este. Atenție, deci haideți să încheiem chestia asta. Amendamentul e bine. Numai, v-am spus, eu asta e părerea mea. Discutat cu domnul director cu adresa oficială, ne răspund un necesar a dumnealor, așa, și așteptăm dacă inspectoratul județean, școlar județean, o să doteze dumnealor, nu știu cum, noi nu mai avem treabă, dar dacă nu, o să revenim cu o extraordinară și vedem sumele respective ce necesar și... La proiect, ce banii care duceți la materiale sanitare, ce vreți să luați de ei? Să le avem în cazul, deci noi am folosit până acum 11.000 de lei pentru tot, dezinfectant, măști, mănuși, toate lucrurile ce s-au făcut, m-ați înțeles, utilaje, ustensilii și toate astea. E vorba, noi ne-am pus, pentru că noi n-am avut prins bani pentru așa ceva, am mai pus ca o sumă în cazul în care continuă această perioadă. Haideți să vă rog frumos, domnul președinte, să explic exact. Deci, când am propus să beneficieze familiile care au și ASF, adică au ASF, ASF se înțeleagă că nu este ajutorul social sau venitul minim garantat. De aceea pot să aibă ajutor social și să nu aibă copii la școală. ASF înseamnă alocația pentru copii de susținerea familiei și de această alocație beneficiază doar copiii care frecventează cursurile școlare. De aceea eu am luat în acest amendament de bază dosarele de ASF, pentru că acolo e clar, de ASF beneficiază doar familiile al căror copii frecventează cursurile școlare.
În situația de față nu ne gândim doar la cei copii, cum spune și domnul Dămoc. Păi toți au, toți care copiii au din comună sunt și părinți care nu beneficiază de așa ceva. Avem elevi de clasa 12 care învață la Bacău. Corect, și domnule, discutăm doar de ASF. Și aceia de la clasa 12 care sunt la Bacău beneficiază de ASF dacă nu depășesc acel venit de 500 și ceva de membru de familie. Deci nu contează că ești la Bacău în clasa 12, părintele, dacă, și dacă ai domiciliu pe Horgești, beneficiezi de ASF la Horgești. Deci ideea finală este în felul următor. Toți copiii trebuie să beneficieze de, această, de acest sprijin. Exact. Nu discutăm că are ASF, că nu are ASF. Aici nu intrăm în discuții ei de genul ăsta. Nu sunt alții decât cei nu care intrăm, au venit nu intrăm în discuții de genul ăsta, doamna Vici. Deci toți copiii care nu au posibilități, că sunt și care nu primesc nimic din, din primărie, să intri tot în categoria asta, fără doar și poate. Asta vreau să mai completez. Până acum ai reduceați, acum spuneți că sunt prea mult ce am zis eu. Știu sigur că sunt, sunt mai multe ONG-uri locale băcăoane care vor cel puțin să rezolve cât mai urgent problema pentru elevii de clasa 8-a și a 12-a și tocmai asta vor pentru ei să asigure o campanie de strângere de asta. Deci toată lumea s-a mobilizat, numai că pe toată lumea a luat prin surprindere decizia asta de întrerupere anului școlar. Că dacă se știa mai din timp, era timp și de pregătea mai din timp, dar acum toată lumea și toată lumea încearcă să facă, să zicem, ca să nu zicem că să mergem să încheiem discuția pe tema asta, le asigurăm tabletele, dar să vedem și sursa de internet dacă o au acasă. Exact. Iar foarte dacă important. Dacă n-au sursa de internet, degeaba le dăm tabletele. Mai am o rugăminte când vorbesc. Exact. Poate tabletele vin de la CJ și noi asigurăm internetul. Și puteți să opriți și sonorul, da? Că eu ce spun în ședință, spun exact ceea ce credeți și am pus ca amendament. Dacă se consideră că ceea ce spun o fac pentru a da bine la cameră și a opriți și întoarceți-o către dânsul. Opriți și să o când vorbesc eu. Deci ceea ce fac, fac pentru, exact, având în vedere situația din comună și am de vedere că zi de zi sunt între cetățeni. Da, dar trebuie să punem la vot amendamentul. Hai, nu la vot amendamentul. Să punem la vot amendamentul, trebuie să știm sursele de finanțare, știi, de unde să iau bani. Nu putem să punem așa, am spus exact de unde să iau bani. L-a spus domnul. L-a spus de la ziua comun. Ziua comun și mai completăm de la apă canal, de la apă canal nu puteți completa. Cu vorba toată ziua așa. De la apă canal nu se poate completa. Nu mai canalul cu apă până vine. Acum asta e urgentabil, că sunt copii de clasa 8-a. Dacă a fost ridicat un amendament, trebuie să-l supuneți la vot. Tabletele nu sunt o investiție, sunt copii de inventar. Ce să zic, dacă doar dacă și-o le tragi... Ne-am plasat de existențial, a fost doamna ea amendamentul. Noi votăm care vrei, vrei, care nu vrei, nu vrei și cu asta basta. Nu era mai bine să aveți situația de la școală și după aia să vedeți proiect? Ne lungim așa cu vorbi multe. Spuneți, eu am amendamentul, spuneți și la mult, dacă nu considerați că nu e cazul și chiar nu sunt bani de nicăieri, pentru aia nu sunt bani, pentru aia chiar n-am avut nici de mărci la început, am adus și am avut de acasă, dacă nu sunt bani niciodată și întotdeauna cineva e gigicon, atunci asta dacă e spatele amendamentul ăsta, nu vorbim și gata, nu vorbim singur. Aceasta este amendamentul meu și având în vedere, v-am zis, am și eu copil în clasa 8-a, sunt atâția copii și știu care e situația, sunt zilnic în comună, nu vreau să dau bine în camere, că eu dau bine pe teren. Deci eu vreau să spuneți la ajunge. Trecem mai departe. Păi discuția s-a ajuns, s-a înțeles. Trebuie să trecem să vedem care sunt amendamentul în ce constă și banii din urmă. Amendamentul, hey. Poftim? Citiți-ne amendamentul, să știm ce votăm. Hey. Până a spus doamna și să... Hai ca să-l, ca să-l și da, domnul secretar, ia citiți-l dumneavoastră. Aș vrea, domnul... Da, domnul... Da, aici pentru ce? Da, poftim, două minute, hai. Deci aș vrea să o terminăm cu șmecherii, asta îi luăm de acolo, că acolo luăm din excedent. Măcar în ședință s-o terminăm. Dacă avem, îi luăm, nu că îi luăm de dincolo, că acolo luăm din excedent. Nu mi se pare deloc, doamna contabilă. Deci bani de la apă canal de la investiții nu putem să luăm asta, pentru că de la investiții o terminăm, dacă avem, noi avem noi luăm de acolo, că dincolo luăm din excedent și tot așa. E o manevră de a muta bani. Tabletele sunt obiecte de inventar, având valoarea de 200, de 300, de 400 de lei, sunt obiecte de inventar, deci nu este o investiție. Nu putem să luăm bani la asta. Nu, dar manevra că luăm din partea aia, pe acolo luăm din fond din excedent, nu-i corectă manevra. Haideți că ne certăm degeaba, haideți că ne certăm. Propunerea este să dăm, eu așa am înțeles și cred că e mult mai ușor așa, să dăm și să-i dăm la învățământ, nu să ne apucăm noi să cumpărăm noi tablete, deci să fie clar treaba asta. Trebuie să-i dăm la școli
venim cu propunere să mutăm, de exemplu, la ziua comună și de unde mai luăm și să-i ducem în învățământ. Ca să mutăm la școli, trebuie să avem o adresă din partea școlii. Păi, corect, eu ce-am spus acum, trebuie vorbit de la școli, să vedem necesarul care ar fi. Doamna contabile, ne puteți explica de unde s-ar putea lua banii? Da, zilea comunii de acord. 5.000 a zis dumneavoastră de acord. 5.000 am zis să noi de la școală, să-i punem tot. Deci ar veni 13.000, câte? 20.000. Nu pentru altceva. Sunt două, cât? Sunt 20. 20.000. De unde s-ar mai putea identifica doamna contabil? Atât. Atât e, cu atât mergem. Asta răsemna la 250 de lei în jur de 80 de tablete, da? Pensionarii care bănuiesc că anul ăsta nu se mai fac. Ce? Dacă la mare nu-i voie anul ăsta, nu era mult. Da. Dom'le, cât ești perfecționar? 5.000 de lei. Am mai funat cu strat, faceți ceva anul ăsta cu el? Deja am pornit. Dacă ați pornit, atunci nu mai. Asta răsemna că în jur de 80 de tablete la 25 de lei, 250 de lei. Că lumea de ea nu știu ce care e. Mă întreba, domnule. Dărâmăm tot, dă-i la naiba. Deci asta, eu așa vedea lucrurile ca noi, să dăm la învățământ suma respectivă. Deci nu da, apucăm noi să... Dacă facem noi achiziția până să face până una alta, ni trebuie să că să face 12 iunie. Exact, și directorii să vină cu o adresă prin care solicită de câte tablete au nevoie. Exact. Cu asta basta. Și s-ar putea să ne ajungă suma asta, cele două sume, 85.000 de lei. Ar veni 1.000 de tablete. Da. Are motivul de da, dacă n-au internet, tot deja vale. Vrem asta în amendamentul. Domnul Daniel, optim. Domnul primar, supune la vot amendamentul. Dar nu colaborați, nu conținut. Am propus achiziționarea tabletelor. Dacă nu, nu ne întreba pe noi, nu ne-a cerut nicio situație. Cumpăr, achiziționează. Care iei bani cândva și duci în altceva. Dacă mergi pe partea altă, e alt proiect de hotărâre. Dacă nu se votează, deci, asta e, eu am zis. Deci, da, atunci să luăm achiziționarea. Deci, amendamentul sună așa, achiziționarea a un număr de 300 de tablete pentru beneficiarii de ASF. Copiii da? Nu, beneficiari. Dar nu puneți numărul. Pentru familiile beneficiare. Eu nu pun eu numărul, pun cine a spus. Eu am luat pentru familiile beneficiare. Copiii sunt mai mulți, pentru că într-un dosar de ASF pot să fie 4, 5 sau 10 copii. Pentru copiii din comuna Horgeș, domnul. Amendamentul, doamne, trebuie să-l modific eu. Familiile beneficiare de ASF. Deci, beneficiari de ASF sunt doar cu domiciliu în comuna Horgeș cu completarea în cazul în care nu dă inspectoratul sau ministerul. Uite așa. Și atunci rămâne și împăcat și unul și altul. Eu am notat amendamentul așa cum, dacă cineva l-are altul, propune altul și-l da. Eu vin cu propunerea următoare. Așa, doamna Temeanu. Deci, luarea celor 25.000 de lei, că am identificat deja, pentru achiziționarea de tablete pentru toți copiii. Păi de unde sunt cei 25? Nu i-am identificat. Păi eu nu am i-am identificat. Zilele comunii, cei 5.000 și-a spus că mai aveți 5.000 de undeva. Deci mutarea... Păi, să vedem la perfecționare. Mutarea sunt 25.000 de lei de la zilele comunei. Păi 5.000 de lei! Și mai unde erau? Deci zile de la banii de la ziua comunii, banii de la perfecționare și de la acordarea de la învățământ, dar alea deja sunt la învățământ. Păi, dacă se le-am dat 5.000. Tot acolo sunt. Aia alocați pentru ce? Pentru păi tablete sau? Păi și ia directorul tabletei, unde trebuie. Da. Așa. Deci rămân 25.000 pentru de la zile. Nu 25, 20 numai, 5.000 sunt deja. 5.000 ați dat deja. Pentru și mutarea la capitolul învățământ, da? Capitolul învățământ. Teneliu, nu vine la ședință. Așa. Pentru elevii din comună, din comuna Horgești, care au părinții domiciliu stabil în comună, pe baza referatelor directorilor făcute de școli, care e mai mare decât altul care... Am luat. Atât. Ce-am spus la primul amendament? Mai are cineva un amendament? Căpuții la noi le-a decât toți. Dar stați pe scaun, dar nu stați pe iarbă. Păi asta te-am ajutat, mai știi cerul mai sus. Oh, foarte bine, mulțumesc. Spuneți la vot amendamentul doamnei Temeanu. Să punem la vot amendamentul doamna Rumenița. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. Păi, ca să ne înțelegem, să supune și ăla și ăsta tot pentru tabletele astea. No, pentru doamnei Temeanu, atât am spus. Prima dată am...
Deci. Eu. Eram 5, suntem 6, domnul. Păi citește la amendamentul, ca să știe toată lumea. Amendamentul a sunat achiziționarea 300 de tablete pentru familiile beneficiare de ASF, pentru familiile beneficiare de ASF. Așa este? Da. Bun. Am numărat. Haideți să mai vedem o dată. Vă rog, mai ridicați o dată mâna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? 6 pentru. Împotrivă? 1, 2, 2 voturi împotrivă, 3, da? Certificat faptul că nu a fost sesizată sub presupun că restul sunt abțineri până la 14. Nu până la 14, până la 13. Până la 13, pe domnul Crețu nu-l văd aici. Ah, 13, da, 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 numai 13. Domnul Bogdan, nici domnul Bogdan, nici domnul Crețu. Domnul Crețu, domnul Bogdan, lipsesc. Până la grevă pe mine. PNL-ul boicotat. 4, 4, da. Abțineri. Okay. Deci amendamentul este respins. Al doilea. Spunem la vot amendamentul domnului Tufescu. Cine este pentru? Citiți-l, vă rog frumos. Mai citiți-l, domnule, ca să știi oamenii. Așa, mutarea sumei de 20.000 de lei de la zilele comune și perfecționare pentru în capitolul învățământ pentru elevii din comuna Horgeș care au părinții cu domiciliu stabil în comună pe baza referatelor făcute de școli. E directorul de școală. Suma e prea mică. Dacă punem 300 la 200-300 de lei tablet, o să vedeți că suma e prea mică. Da. Ca să votez așa clar cu inima împăcată, specificați în continuare cui la domnul Tufescu și cred că sunteți de acord și găsiți în cazul în care inspectoratul școlar nu va asigura și atunci nu vor fi asigurate din alte surse. La 20.000 de lei, la 300 de lei o tabletă ieftină înseamnă cât? 18 de lei. Părerea mea că mai poate să vină și directorii de școli cu cheltuielile de pe elev un pic. Să mai descoperi și situația. Eu așa zic eu, ca o idee. Având situația de la domnii directori, noi avem ca o propunere dumneavoastră și făcând un calcul estimativ că ar trebui, de exemplu, 30.000 de lei, o să identificăm împreună cu doamna contabilă încă 10.000 de lei, ca să putem să... La noi se lucrează online cu copii. Ok. Sunt din ăștia care spune doamna, care intră deja, deci dispun de... Da, domnule. Deci ăia care nu dispun, care n-au apărut online până la momentul respectiv, ăia e sigur că nu au nimic. Am un caz real pe care vi-l spun. Postulache Radu din Galeri Sănacu stă în fundul satului, n-are nimic. Situații, deci este exact. Caz real. Și nu știu dacă, acum eu vă spun, din câte știu eu, nu are fibră de optică până acolo. Păi asta vreau să mai completez. Deci asta e ideea. Ar putea ăștia cu care nu trebuie specificat exact, doar către învățământ. Către învățământ, eu ce spun? Directorii vor asigura exact. Cartele de internet sau altă necesitate. Asiguri că erau și bani. Nu, eu ce spun, noi birăm banii ăștia în învățământ. Haideți să puneți la vot. Ce se întâmplă cu suma asta mică? E vreo 60 de tablete și restul ce mai face? Luăm numai pentru comunare, că tot sau pentru comunare. Nu luați la timp. Poate trebuie numai 20, poate nu trebuie. Dar s-ar putea domnul director să spună că trebuie numai 50 de tablete. Domnul primar, explicații domnului consilier că după ce veți avea discuțiile cu directorul, veți vedea deci că... Deci nu, avea hârtia și domnul director spune că ar fi necesar numai de 100 de tablete, 100 de tablete, virăm banii pentru respectivele respectiv sumă. Da, avem făcut, domnule, noi la noi s-a făcut dirigenția. Da, da, domnule, am înțeles. Haideți la vot, că n-am... Mai citești odată amendament. Hai că ne-am împotmolit într-un amendament. Deci rămâne în forma care am discutat amendamentul, da, nu mai avea. Deci, mutarea sumei de 20.000 de lei de la zilele comune și perfecționare către capitolul învățământ pentru elevii din comuna Horgeș care au părinții cu domiciliu stabil în comună, pe baza referatelor făcute de școli, dacă nu acestea vor fi asigurate din alte surse. Adică din implicit inspectoratul școlar. Știm, alte surse. Am da. Păi și puneți la vot. Pune la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Împotrivă? Împotrivă, abțineri? Dar păi nu se poate, că nu vă ies. Domnul Vitic când a votat. Domnul... E pentru. Păi dacă îi păi atunci înseamnă că mai trebuie încă unul. Trei, a votat. Deci, Mari, hai să mai votăm o dată. Cine iese pentru amendamentul ăsta cu... Toată lumea e toată lumea. 13 voturi. Bun, 13. Doamna contabilă. Bun, acum pune proiectul de hotărâri plus amendament. Vot proiect în forma amendată. Pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Domnul Dodulică, 13 dumneavoastră, da? Da.
Trecem la proiectul numărul 2, da? Da, proiectul numărul 2 se referă la modificarea regulamentului Consiliului Local, având în vedere situația actuală de pandemie. A citit materialele venite la noastră. Noi venim cu propunerea ca următoarea ședință, dacă o să avem posibilitatea, că o să ne trezim că nu o să fie posibilitate, să putem intra și online asupra în ședința de Consiliu Local. Dacă o să continui situația de urgență. Cam asta. În situații excepționale, ați văzut destul de clar. Aviz favorabil, Comisia Învățământ. Da, nici la celălalt, nici măcar... Aviz desfavorabil, da, frate. Aveți cuvântul, doamna. Am văzut proiectul de hotărâre și pentru a fi clar, din următorul amendament. La aliniatul 7 și la aliniatul 8, la citire, care va avea loc, care va avea următorul conținut. Consilierii care aleg modalitatea participării la ședințele Consiliului Local prin mijloace electronice vor comunica acest lucru secretarului Unității Administrativ Teritoriale cel târziu între ziua ședinței, iar acesta din urmă va înștiința președintele de ședință în ziua ședinței. Propun introducerea după ședințele Consiliului Local în condițiile aliniatului 6, adică aliniatului anterior, pentru că nu este menționat atât în aliniatul 7 și nici în aliniatul 8, în situații excepționale. Deci această solicitare a consilierilor de a participa la ședințe prin mijloace online se pot face doar în situații excepționale și de aceea propun ca după Consiliul Local, deci după ședințe Consiliul Local, să spună în condițiile aliniatului 6, iar la aliniatul 8, prezența Consiliului Local în ședință prin mijloace electronice, tot prin ședință în condițiile aliniatului 6 și mai departe prin mijloace vor fi cozate. Acestea sunt cele două amendamente. Domnul Democ. Domnul secretar, ca să înțeleg, deci, conform aliniatului 7, o parte din consilieri se vor putea întâlni fizic și o parte vor putea participa online? Eu asta înțeleg. Da. Bineînțeles. Regula de bază este întâlnirea fizică. Nu putem să-i obligăm ca să vină online toată lumea. Păi de moment ce avem un decret prezidențial care prevede și bun, stimulează... Bun, dar vă dau un exemplu, nu dau nume. Poate n-au posibilitatea să se conecteze sau nu știu să conecteze online. Până la 2020, domnul primar. Suntem, dar asta e situația, suntem în realitate, domnul Democ. Dacă putem să luăm dreptul... Ați văzut ședința Parlamentului României? Nu era toată lumea online. Fizici, dacă și chiar... Ori ne întâlnim toți online, ori... Care vrea, deci. Este o posibilitate, nu este o obligație. Aș îngrădi dreptul celorlalți, în condițiile în care nicăieri în legislație la această dată. Noastră vorbiți de decret, decretul nu spune... De exemplu, astăzi nu ne-am întâlnit în interior pentru că depășeam acel număr de 8 persoane maxime din interior. Și am găsit această soluție. Am găsit soluția. În aer liber? Nu, în aer liber nu aveți. Da. Deci dacă erau trei care vroiau să participe online, cum participau azi la ședință? Nu, azi nu puteau. Următoarea ședință, da. Prin dar numai exact, cum a spus, în cazuri excepționale. De acum nu ne învățăm, deci ieșim din situația de urgență și noi stăm online, intrăm online. Deci asta numai pe perioadă de excepționale. Care sperăm să nu mai fie, să trecem de aici și să nu fie. Hai, este foarte bine că prevăzut lucrul ăsta în regulament cu specificarea amendamentul. Adică să fie mai clar că numai în situații excepționale. Deși pare mi se că în preambul am văzut ceva acolo în preambulul proiectului de hotărâre. Dar asupra participării, dacă unii consilieri vor să participe cu respectarea prevederilor decretului, adică să nu fie mai mult de 8 persoane, pentru că oricum președintele de ședință, trebuie secretarul și inițiatorul proiectului de hotărâre care va fi supus spre dezbatere, va trebui să fie undeva să se întâlnească. Să aibă legătură cu ceilalți. Bun. Problema cvorumului, că s-a discutat, că s-a revenit la revenirii, mie mi se pare o leacă, nu știu cum. Ce era dacă câte 5 membri din comisie
se întâlneau acolo în sală undeva și la sfârșit se făcea suma, aduna secretarul, spunea, au fost prezenți 13 sau 12, cât sunt astăzi. Tot acolo ieșam, dar trecem peste asta. Dacă în ultima comisie era domnul Dămoc sau dumneavoastră... Atenție și cu lucrul ăsta, că noi am discutat problema, eu am discutat-o cu domnul, fiind secretarul comisiei. Cel care are de gând să facă amendamente, nu vine în ziua ședinței cu 5 minute înainte, vreau amendamentul cu tare. Am primit convocările de vineri. Sâmbătă, duminică, luni, trimitea online, pe e-mail, pe telefon, domnule, eu vreau la... Și în momentul când intra comisia respectivă, spunea, domnule, uite, Vasilescu are amendamentul cu tare. Ce părere aveți? Și îl punea și făla la vot. Și la urmă se făcea tot. Dar dacă se merge pe ideea, eu n-am nimic împotrivă. Vreau să spun că nu era ceva ieșit din comun acum, dacă țineam câte 5 membri comisiei. Este foarte bine așa. Un consilier poate să intre pe telefon, dacă nu are posibilitate să intre pe Skype, pe Messenger, sau eu știu cum... De-aia am spus mijloace electronice, până la urmă... Intre pe telefon și spune la proiect de hotărâre, îl sună cel care conduce ședința, ia zice, părerea e la proiectul cu tare. Cât o să țin pandemia asta? Atât vreau să zic că am avut un amendament astăzi care l-am discutat și jumătate de oră. Cum discutam amendamentul ăsta, dacă intrați aici? Discuția asta, când ne-am întâlnit. Ba nu, domnule, punea la asta, eu știam, de exemplu, dacă vedeam amendamentul, că nu eram de acord. Le punea cu, exact asta o zi, domnule secretar, cu două zile înainte și discutam atunci. Nu eram de acord, ce rost are să înșurăm? Da, păi n-aveam, păi asta era. Hai, pune amendamentul. Cine este pentru? Deci, amendamentul. Domnul profesor, ești atent la mine sau nu? Mă scuzați, domnul președinte. Domnul Budnaru, cine este pentru? Sunteți, păi citește amendamentul, domnule. Amendamentul, doamnei Temea, este ca și la aliniatul 7 și la aliniatul 8 să se precizeze că acestea sunt aplicabile în condițiile aliniatului 6. Da? Deci în situații de urgență. Pentru, vă rog frumos, am luat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avem unanimitate, da? Puneți la vot votul amendat. În formă amendată. Proiectul în formă amendată. Pentru. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Avem 13 pentru. Împotriva abținerii n-am văzut, da? 3. Trecem la numărul 3. Domnul primar. Da, aici este vorba de... Noi am primit pentru Centrul Comunitar de la Horgești avizul conform de la Ministerul Educației și Cercetării pe o perioadă de 10 ani. Deci avizul conform este pentru o perioadă de 10 ani. Schimbarea destinației. Noi am venit atunci cu propunerea care am primit-o alături de celelalte documente care stau la baza obținerii acestui aviz conform. Am primit avizul de la dumnealor, perioadă de 10 ani și acum venim cu propunerea ca să fim de acord cu schimbarea destinației acestui imobil din școală la unitate de învățământ în imobil cu destinație centru comunitar. După 10 ani se poate prelungi. Da, se poate prelungi după 10 ani. Da, atât am primit, deci nu ne-au dat. Noi am vrut pe perioadă nedeterminată. Au venit cu solicitări, am primit iarăși un memoriu și am primit numai pentru 10 ani. Da, asta e. Scrieri la cuvânt. La cuvânt. Domnul Tămoc, spuneți că vreau să vă citesc o frază din acest aviz al semnat de doamna ministru Anisie. E profesoară de română, te rog. Nu sunt greșe gramaticale, dar e din punctul meu de vedere o afirmație care nu e conformă cu realitatea. La nivelul comunei Horgești, procesul instructiv educativ se desfășoară în două unități de învățământ, respectiv școala gimnazială Horgești și grădinița cu program normal Horgești. Da, ce vi se pare anormal? Păi, deci doar astea le avem în comuna Horgești? Nu, la școala Horgești, mă refer. Păi, nu zice că în comuna Horgești, doar școala Horgești și grădinița. E o greșeală. Și prevede că cei 167 de elevi și preșcolari dispun de laboratoare, teren de sport și bibliotecă. Am convenit împreună când am făcut că bibliotecă nu au copiii la acest moment. Ba da, au spațiu acolo, în centrul respectiv. Nu, dacă... Din momentul când vom începe execuția, trebuie să mutăm biblioteca. Aici scrie negru pe alb că au copiii, tot ce scrie. Păi aveau la ora asta. Păi nu au. Asta trebuie să scrie, că nu au. Bun, și dacă nu obțineam avizul și rămâneam continuare școala, biblioteca nu își desfășura activitatea unii la ora actuală?
În concluzie, nu trebuia să facă. Biblioteca nu scrie desfințată din câte domnul meu, la ora, deci nu ne solicita dacă au la ora asta. La ora asta aveau copiii. Și vor avea și după aceea, le punem la dispoziție spațiu. Mi se pare că nu vorbim aceeași limbă. Ba da, nu știu de ce duce, de ce nu înțelegi. Teren de sport, deci terenul ăla de sport... A, nu e, nu e. Cum aici vale că nu s-a făcut o investiție, chiar o să insist ca pe bugetul anul viitor. Să, să fie amenajat un teren de sport cu teren sintetic și la școala, la școala Vorgești. Corect. Cred că merită așa ceva. Școala Vorgești la Suhodor, poate nu zice ce. La Suhodor nu au de nicio culoare. Vorgești, aveți teren mare care au crescut boscheți așa. Așa de bine l-am greșit directorul, sunt cu de astea mari așa, acum, terenul mare. Acum vreți să facem polemică, polemică unde... Nu, eu ce-am spus, dar Suhodorul n-au nicio culoare, ce de gândi la Suhodorul? Eu am zis ce-a spus. Domn profesor, vă mai scrieți la cuvântul meu oastră? Și mă gândesc că acest ministru a făcut, a semnat această hârtie. Ce are comunitatea, școala. Chiar așa stau lucrurile în realitate. Dar în realitate nu stau lucrurile așa. La nu am la îndemână dotarul, dacă știam chestia asta, vi-l aduceam exact memorul pe care noi am știut. La nivelul școlii gimnaziale, Vorgești, există procesul instructiv educativ, își desfășoară activitatea cu 167 de elevi în două... Chiar nu are spațiu pentru bibliotecă, deci trebuie găsit o soluție pentru bibliotecă, pentru copii. Are și mare și mic, la Vorgești. La Vorgești au și mare și mic. La mare nu e nicio culoare, deci rămas... Haideți să punem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Domnule. Pentru. Dar nu e este pentru? Domn profesor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Are domnul Prisăcaru, sunteți pentru sau? N-am văzut la... E abținere, da? Da. 12 cum? Avem 12. Domnul Petru, nu știu, abține. E ultimul. Nu, nu, domnul Crețu. Suntem la punctul 3. Ce scuze pentru întrebare. Luați loc. Sunt 3, da, sunt pentru. Ia auzi, mai bun, foarte bine. Domnul Crețu, n-ați participat la dezbatere. Hai să vă notăm și ora ca să putem să ne identificăm la ce proiect de față. Dar eu am citit materialul ăla și știu ce vorbesc. Da, dar n-ați fost prezent. Ca să votai online, domnul. N-avea cum. Domn primar, trecem la numărul 4? Da? Data viitoare, bă, băiete, voi, ce precizie aici, băi. Dacă mi s-a părut cât precizie, domnule. Distanța prea mare, domnule. Rău frumos, nu mai bine legislatul ăla, că ne mai ții două ore după aia. Păi eram sigur că n-aduce primarul aici ceva cu mineral. Punctul 4. Așteptam punctul 4. Domnul cred că domnul că ți-a venit cu ploaie din da, da, da. Doamne la ajută. Punctul 4... Să ai gura aurită. Dați voie, domnul. Având în vedere punctul 4, se leagă cu două, are două, sunt, este vorba de două modificări al inventarul domeniului public. Având în vedere proiectul hotărârii anterior pe care l-ați aprobat, modificarea poziției în domeniul public la poziția 123, rubrica 2, denumirea bunului de la școala cu plațul 1-4, în centru comunitate de servicii integrate cu activitate medico-socială, iar al doilea punct se modifică poziția 224 din cadrul, din cadrul inventarului respectiv, cum îl continuă. Drumul de pământ situat pe teritoriul satelor Răcătoră, Zeș și Recea și Stabiloanul Comunei Gorcești, lungime 932, lățime 5,16, e vorba de o modificare a unei lungimi de 100 de metri ca să ajunge până în stația de epurare. A fost o modificare a poziției stației de epurare și nu aveam drumul respectiv trecut în domeniul public. Mulțumesc! Înscrieri la cuvânt. O singură întrebare, dacă drumul era în domeniul public, cum s-a făcut proiectul tehnic? Nu, drumul era domeniul deci, public. Era drumul era mențiunile greșite. Deci au fost inițial o stație de epurare stabilită într-o locație, la care cei de la APE au venit și au spus că nu ar fi bine aici, e buzonă inundată. Deci au mărit poziția stației, la studiul de fezabilitate s-au făcut, cum să vă spun eu, intabularea pe drumul respectiv, prins în domeniul public, acum, în momentul respectiv, nu ajungem la stația de epurare. Deci există o poziție de 100 de metri, dar nu, 90 și ceva, de metri în care nu avem, nu-l avem el în domeniul există, public. El există, nu-i prins cu acea... De existat, există. De la, iar lățimea, ei au pus-o 5,16 metri, exact așa cum e prins în documente, în proiect. Era 5,41 și acum este 5,16. Făcut o lățime medie. Deci de la 819 la 932. E vorba jos, pe lângă Vasilii Pârâu Galeri, Strujinoasa, nu Galeri, domnul, Strujinoasa, așa, de la, pe lângă Vasilii Matei, de la drumul județean 252A,
până jos la, unii știm noi cei din zonă, la Băcița, acolo un grup la Băcița, unde vine terenul respectiv. Da. Așa au rămas. Mai înscrie cineva, domnul, domn profesor? Să pune atenție. Voi m-am scris la cuvânt. Nu prea cunoști zona, că ești la cuvânt? Da, foarte bine. Dar vezi câte ochi v-am dat pe urmă. Dacă ai tine, voi. Pune la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Împotriva abțineri n-avem, nu? Domn primar, te-ai sunat următorul. Următorul, de la aici, deschis. Vei cu 5. Da, 5. Da, la proiectul numărul 5 este vorba de, venim cu propunerea către Consiliul Local, având în vedere că pe data de 28 iunie 2020 expiră contractele de concesiune. Noi am aprobat în ședința anterioară documente și licitația pentru un nou contract, având în vedere situația actuală de pandemie în care doritorii de a încheia noile contracte de concesiune nu pot să aducă la sediul nostru documentele necesare pentru a participa la licitație. Și având faptul că a fost suspendată activitatea la APIA, dar nu au prelungit și termenul de depunere a cererilor, acesta rămânând 15 mai 2020, venim cu propunerea în fața dumneavoastră de a prelungi cu încă un an, dar nu, până pe 1 februarie 2021, contractele de concesiune prin act adițional. Celelalte documente rămân, celelalte articole din contract rămân la fel, pentru a putea demara, să poate beneficia organizatorii de stână, cei care au închiriate la ora actuală pășunile pentru anul următor. Asta este ideea cu propunerea noastră, de asta am venit cu proiectul acesta de hotărâre. Mulțumesc! Înscrieri la cuvânt. O întrebare, atât. Da. Dacă aveți cazuri de cetățeni noi care solicită concesionări? Nu. În cazul de față, în cazul de a avea, ar trebui să avem cazuri în care vechii concesionari nu ar mai solicita prelungirea contractului. S-ar face în încredințare directă pe perioada până la anul. Și se va face în încredințare directă, vă dați seama, în funcție de numărul de animale și suprafața disponibilă. Care suntem să mai... Dom'le, deci asta ar fi. Deci dacă omul are dreptul de preemptiune, cel care are concesiune până acum cu mașina respectivă. Domn Crețu, aveți cuvânt. Ce aș dori eu să accentuez? Haideți să facem un pic de ordine, că văd că sunt cetățeni care sunt deținători de ovine, care deja m-au amenințat cu moarte. S-a ajuns până acolo să spună că eu am venit cu proiectul ăsta, eu am propus sumele astea de bani, și multe alte. Să vă ajute aici, domnule. Vă rog frumos, lăsați-mă să-mi termin ideea. Da. Deci până... E bine că s-a prelungit, sunt de acord. Dar până atunci, haideți să faceți, să rupim o dată pisica asta și să dăm voi fiecare să-și crească un animal. Povestea chiar domnul colegul meu din dreapta, că mai sunt care au și o văcuță. Haideți să-i ajutăm și pe ăștia un pic. Merită. Copilul ăla care are 3, 4, 5, are nevoie de un lapte, are nevoie de o carne, dacă tai un vițeluș acolo. Și haideți să le și spunem, doare, proiectul a fost făcut de primarul Comunei Horgești și votat de consilierii Comunei Horgești. De ce ne-i greu să... De ce ne ascundem și nu spunem adevăr? Mulțumesc! Domnul Dămoc. Vreau să întreb cum a fost ales termenul ăsta de 1 februarie 2021. Da. Și vreau să întreb pe domnul secretar dacă nu ar fi în regulă să introducem un articol care prevede nulitatea proiectului aprobat luna trecută, pentru că acolo prevedeam niște termene de 36-a până la care trebuia asigurată licitația, făcută licitația, deci nu se mai poate face. Plus că dacă mergem până în 2021, Consiliul Județean poate aproba o altă taxă de kilogram masă verde și ar trebui... Atunci puteam să intrăm și să modificăm proiectul de hotărâre, oricând până la data la care vom intra efectiv pe licitație, putem să modificăm proiectul de hotărâre privind regulamentul licitației, poate să... Proiectul, dacă se schimbă prețul
Trebuie modificat. Trebuie schimbat tot proiectul. Nu. De exemplu, obligațiile nu trebuie schimbate. Trebuie doar prețul redevente. De exemplu, prețul cum a fost stabilit pentru lucrările care trebuie executate, nu e în regulă. Pentru că nu toate terenurile beneficiază, deci toate sunt făcute după aceeași calcul matematic. Unele terenuri poate au nevoie de mai mult, de mai multe lucrări, de cheltuieli mai mari, unele au nevoie de lucrări mai puțin. Nu, lucrările sunt stabilite în baza amenajamentului pastoral votat înainte. Amenajamentul pe care noi nu l-am avut la dispoziție. Păi la... Aceeași discuție, oricine le are la dispoziție dacă vrea să-l vadă. Există la primărie. Ne uităm în procesul verbal unde a specificat că va fi publicat pe site și nici la ora asta nu este pus pe site. Da? Așa eu cred. E imposibil. Doamne, publicăm pe site. Domnul consilier Vescund. A fost o vorbă cu Izadul la Galerie. Nu e de voi să faci vlog de la în momentul ăsta, eu cred că asta ar fi una dintre cum să vă spun eu, aș fi venit cu propuneri și amendament din partea dumneavoastră să introducem la cei care sunt în zona în care sunt cu vaci, să le spunem posibilitatea de a da drumul și la... Să mergi cum a fost până acum, anul de an de până acum nu putem merge, că până acum tot la fel a fost cu scandalul. Eu am fost mediator tot timpul la scandalurile astea. Am fost până la loc, până la loc, așa. Nu am numai de voi să-mi faci deloc. Nu. Așa, câte vaci aveți? 16 vaci. Poate îi lase fără probleme. Dar tu mă. Frumos de aici, frumos de aici. Ajungem acolo. Dar nu a fost. Scandal. Cine duce acolo și... Exact. Scandal. Corect. În momentul când vom tăia, îl punem să... Eu așa zic, ca o idee, nu știu dacă... Să mă sfătuiesc cu domnul secretar, dar mi-au venit o idee. Să-i luăm o declarație pe propria răspundere, da. Că este de acord să dea drumul și la cei cu vacile pe perioadă. Dar nu să meargă oaia întâi și vaca după. Am zis să-i dea voie să meargă, n-am zis să-i acum, nu mai delimitare. O zonă care e delimitată să meargă numai vaca. Așa a fost până acum. Nu a fost. A fost așa, lăsat din... Așa a fost vorba. Din momentul când... A fost îngăduință din partea... Când a plântit, nu mai zici. Iar referitor la cea dumneavoastră, eu n-am avut nicio problemă să-mi asum că eu am fost inițiatorul proiectului respectiv. Dar trebuie transmis la cei care cred altceva. La cui? Dar eu cui să-i spun dacă nu mă întreba nimeni? Dar nu vă dați seama cui domnul primul. Nu știu, domnule, eu de aia. Eu ce fac aud cum a spus câțiva de aici. Uite, hoții au venit aici acum. Nu? Haideți să punem domnul... Ia. Mi-ați băgat dumneavoastră cuvintele astea în gură. Niciun consilier de aici să... Dați un nume. Cine i-a făcut host pe Ciobeni? Că toți așa ni s-au tras. În particular am să spun două nume, da? Da? În particular, atât. Ba din contra, veniți cu soluții și pentru cei care au... Da, două nume îți dau, în particular. Păi da, să punem la vot domnul. Nu, eu le-am transmis așa. Consilierii, după ce au plecat ei din ședință, v-au făcut hoți. Nu, au fost... Păi acum a spus singur. O să spun două nume, care i-am văzut eu când am spus. Uite, aici la ședință au fost doar hoții. Două nume îți dau. Dintre consilieri? Dintre consilieri, da. Numiți-i acum, domnul. Cum? Numiți-i acum. Nu pot să-i numesc. Sunt mulți care transmit. Păi nu vă bat acum, puteți transmite. Nu, lăsați, că eu știu ce vorbesc. Nu, să transmite. Haideți să supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Voturi pentru, vă rog. Voturi pentru. Sunt foarte bine. 1, 2, 3, 4, domnul Buncaru. Da, am pus sus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pentru. Împotrivă? N-am văzut la domnul... Împotrivă? Abținere. Domnul Dămoc. Trebuie să avem mai mult curaj când spunem ceva. Și la fel și domnul Boboc, da? Și împotrivă nu avem. 6. 6, domnul primar. Da. La punctul 6 este referitor la prelungirea scrisorii de garanție. Având în vedere că pe 26.07.2020 expiră cele 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, noi venim cu, având în vedere că nu s-au făcut lucrări efective, lucrări referitor la apă și canalizare, ar trebui să, noi am făcut solicitarea de cerere de plată până pe 24.04. Numai că ne trebuie și asta venim cu proiectul respectiv, prelungirea scrisorii de garanție de către Fondul General de IMM-uri.
în sumă de 4.539.000 de lei. Da. Astfel încât ca până la 26-7 să putem să obținem și finanțarea respectivă. Mulțumesc. Înscrieri la cuvânt. Dacă tot este vorba de apă și canal, da. În ce stadiu mai stăm cu... Noi suntem la... încă se fac contestații, suntem, la, că la noi așa se întâmplă, din cei patru au făcut, toți au solicitat notificări. La ora actuală nu este declarat niciun câștigător al licitației. Nu a fost făcută licitația? Ba da, a fost făcută, nu s-a desemnat niciun câștigător, încă au venit cu notificări, cu cereri de suplimentări la pentru... La o licitație se poate termina fără niciun câștigător? Dar înțeleg, dacă se fac contestații, se fac contestații. În momentul când se fac contestații, au solicitat notificări. Au solicitat notificări, toate firmele au solicitat notificări. Ca să lichidez notificările. Când avem următorul termen pentru licitații? Nu știu, de ce să vă spun pe zi, nu. Cum firma să vă discute? 3 iulie este termenul final până la care primăria Horgești trebuie să deseneze un constructor. 3 iulie? Iunie. Avem o lună. Da. Este. Domnul Democ, aveți cuvânt. Asta vreau și eu să întreb, dacă avem desemnat un constructor. Nu. Eu am urmărit SICAP-ul, ultimele notificări care au venit din partea firmelor sunt aproximația cu vreo 2 luni. Știu că noi deja e făcută o comisie, nu? Care trebuie să desemneze constructorul. Da. Ce ne oprește? Acum 2 luni de zile erați optimist, spuneați că până la aprilie trebuie să avem constructorul. A fost desemnat un constructor? Nu. Deci n-avem cum să avem contestații la decizia de... Deci abia după ce desenăm primul constructor, există riscul să avem contestații. Exact. Asta înseamnă că putem să ne mai lungim cel puțin anul ăsta. Haideți să mărim puțin, deci mai avem o lună de zile, e termenul limită. Puteam să ne grăbim, să-l avem până acum, cel puțin primul constructor, trebuia să fie desemnat. Pentru că totul e făcut, am văzut că e trecută evaluarea tehnică, e trecută acel pas. Haideți să ne asumăm, desemnăm constructorul, vedem dacă avem sau nu avem contestații și ne apucăm de lucru. Comisia de licitații, eu nu pot să... Cât ce pot să grăbesc eu? Comisia de licitații, sunteți primarul comunei, ați făcut o comisie de licitații care trebuie să-și facă treaba. Dai okay. Da. Da, să răspundă la... Să punem la vot proiectul numărul 6. Da. Cine este pentru? Dacă tot suntem la capitolul ăsta de investiții, da? Explicați-ne puțin și despre grădința asta Răcătău, că acum pandemia asta da. A avut și un avantaj, că putea să vă apucați de ea, exact. Fără niciun fel de problemă, copiii suntem nu mai erau suntem deranjați. În procedura de licitație, nu la se prezintă și... constructori. Păi dați drumul, încercați... Păi și eu ce să-i... Dați drumul, eu ce să-i dau drumul? Eu n-aș vrea să-i dau drumul, dar am pus-o. Aveți o estimare posibilă. Abia ați pus-o, nu? Da! Trebuia pus-o de când? Cam pe în ce perioadă aveți? Așa, mă, este avea să fie două luni de construcții la momentul. De început. Că dacă se vor mișca, cum se mișcă la Sovodor, bănuiesc că... Va fi gata până în septembrie. Va fi jale. Avem toate avizile din iarnă? Avem da, domnule, tot. Deci ceva nu se leagă, ceva nu merge. Nu merge, dacă nu se prezintă. Ceva nu merge. Da, la fine. Haideți să punem la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. N-avem, împotrivă, împotrivă, abține. Abține. Nimic. Oamenii treceți să abținere, că da. Supărat că nu-i trecut Horgești. Foarte bine. Așa. Da. Știi lumea. Păi și dacă noi să votăm proiectul următor la dumneavoastră, cum faci? Nu, îl votați și gata. E rândul vostru să-mi dați un răspuns. Domn primar, trebuie și la numărul. Dacă să aveți probleme. La Horgești. Ești la Horgești? Da, am zis că mă abțin pentru faptul că Horgești nu a fost trecut un proiect. Care-i problema ta? Mama ta vine apă singură. Nu vine apă singură, vine cu hotărâri. De acolo, de sus. De Dumnezeu. De la Dumnezeu vine aia, nu la mine. Da. N-ai să mai ai apă gratis când îți vine proiectul. A, nu-ți convine, te simți să se pat. Nu se pune apă metru. Ai vrut să câștigi. Ai vrut să fii primar, iar. Ai fost din sus. Domn primar, te-ai zis la numărul 7. Îi lăsăm discuțiile pe de-aia, erau atâta de importante. Te-ai sus, fără adevărul. Fără adevărul, că ăsta-i bine. Nu ne ascundem după... Ce și nu tași? Mască. Asta, nu, am zis ceva ireal? Da, așa, domnul. Haideți să închem discuția. Deci următorul proiect este referitor la
regulamentul privind serviciul public de salubritate a unităților administrative teritoriale. Este vorba de un regulament cu anumite comun, cu indicatori de performanță, penalități și toate cu cei doi operatori, atât cât din partea noastră, cât și care necesități atât din partea UAT-ului, cât și din partea cele două, celor două societăți, în cazul care au adis. Noi intrăm în cele 22 de comune, actualizarea, este necesară această actualizare anexă. Ceea ce vă pot spune înainte de că stadiul, nici acum nu este rezolvată licitația privind atribuirea noului operator. Așteptăm să se încheie licitația și să se poată încheia din ADIS. Nu depinde de noi, până la urmă nu avem noi licitații care nu putem să le ducem, dar la alții așteptăm momentul când se va face licitația, va fi desemnat nou operator care va trebui să respecte regulamentele atât din partea dumnealor cât și noi, atribuții fiecare dintre cele două. Înscriere la cuvânt. Foarte bine, domn profesor. Deci legat de chestia asta cu gunoiul, urmează să înceapă gardul la Scala Ricea. Au venit și astăzi la niște măsurători cu domnul director acolo, firma respectivă. Punctul ăla acolo, închidem gardul, punctul nu mai rămâne de corecția gunoiului acolo, sub nicio formă în curtea școlii. A fost gândită prost de la început, noi trebuie să gândim un pic mai bine. Domnul profesor. Aici vă susțin. Da. Foarte bine zis. E chiar la el când deschide geamul din clasă, direct în tomberă. Nu dar când copiii în pauze să cațele pe gard, acolo se duc prin... E, o să fie alea selective. Mari, nu? Puncte. Nu știu de mine. Domnul Dămoc, aveți cuvânt. Mai scapă și pe o mâță prin cartare. 4 ani de zile de când așteptăm licitația, 4 ani de zile în care am aprobat, cred că sunt 10 de acum, de acte adiționale și regulamente și toate solicitările venite din partea ADIS, CJ și tot ce au venit. Ne-a trebuit 4 ani să cumpărăm niște pubele care le-am, normal, n-ar trebui niciodată să ajungem să le luăm din cod din banii noștri, dar uite că așa se întâmplă la noi. Am citit nou regulament, mi-am notat câteva aliniate, care privesc direct localitățile din mediul rural și o să vi licitez, nu știu câte lume a pe regulament. Și astfel că la articolul 18.1.1.3.1 prevede că în zonele rurale precolectarea deșeurilor menajere se realizează pe 4 fracții, cu excepția zonei ISPA, din care facem parte noi, cele 22 de comune. Deci la noi, practic, zice că doar sticla se va lua diferențiat, celelalte plastic, metal, carton și reziduale vor fi la un loc. Ceea ce vreau să vă întreb, e pe termen nelimitat sau doar când se termină licitația? Până la licitație. Deci la fel rămâne, deci până la licitație. Mai departe. Avem articolul 25. Am avut tot felul de discuții cum că mașina de gunoi nu ajunge prin anumite locuri din comună. Mai există astfel de locuri unde nu ajunge mașina de gunoi? De exemplu, vă întreb la momentul da. Vă citesc articolul 25. Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, la structura localităților și la structura arhitecturală a diferitelor clădiri, precum și dotarea necesară pentru intervenții în cazul unor accidente de transportării de șeruri. Deci transportatorul, prestatorul, este obligat să aibă mașini adaptate la orice, pentru că el în momentul când a făcut contractul și-a asumat, ridică gunoi de la fiecare persoană în parte. Toate persoanele plătesc aceeași taxă. Nu plătesc, ăla care stă la drumul principal o taxă și ăla care stă la ultima casă din sat altă taxă. Deci mașina trebuie să ajungă până în ultimul colț din comun. Deci e obligat prin acest contract. Articolul 27. A mai fost discuția aceea cu persoanele care aruncă obiectele voluminoase, gen saltele, mobilă sau alte cele, care noi îi condamnăm oarecum pe oameni, că de ce le aruncă. Oamenii trebuie să arunce, că și-au e tot un deșeu. Și la articolul 27 prevede că persoanele care vor să arunce astfel de obiecte voluminoase vor trebui să contacteze la un număr de telefon prestatorul de serviciu. Deci nu scoatem canapeaua, dar se trebuie o informare către cetățeni. Nu scoatem canapele și astea la drumul mare, dăm telefon prestatorului și el va trebui să asigure un transport care să vină să ridice acele lucruri. Da, un articol foarte important este articolul 52. În cazul gospodărilor individuale din localitățile rurale ale județului Bacău, va fi promovată compostarea individuală. Deci, practic, noi, în rural, trebuie să promovăm foarte intens acest lucru. Tot ce ține de deșeuri, frunze, iarbă, tot ce deșeuri de la alimente care se pot fi, trebuie compostate.
și toată lumea trebuie să aibă un aparat de compost în curte. Cred că bunic, toată lumea, cred că avea lângă garaj, undeva în curte, era un loc unde s-a făcea compost. Acum aruncăm toate lucrurile astea, le trimitem la mașina de gunoi. Avem de unde? Avem de unde? Numai unii au, numai unii care au avut intrări pe la primărie. Care vor să ducă, mai sunt vreo 400. Nimeni nu a făcut o informare, de asta zic. Prevede acesta aici, la aliniatul 2, faptul că la acest moment, înțeleg eu, 60% din gospodările din localitățile rurale au aceste compostoare. Aparate de compost. Nu știu. Nu aparate. Da, rame. Nu, e greșit spus. Nu, cam un fel cum e pubelele, numai cu imbet, da. Eu am 4. Dacă nu vreau, nu vreau să-l iai nimeni, am luat eu. Ia să mai dai înapoi. Domn Crețu ți-i dat una. Ia să-mi dai și mie două de acolo. Unu, una, da. Două de acolo trebuie să-mi dai mie. Mai există în depozit? Propun primarul și taxe. Contracost. Făcut, toată lumea să fie anunțată să... Ce mă le ținem acolo? Când astfel, uite... Dar cer factura cu ce bani luăm. Micșorăm cantitatea de gunoi pe care tot noi o plătim. E ceva normal. La articolul 72 îmi prevede că persoanele non-casnice să încheie contracte individuale pe statul. Deci aici mă refer probabil la agenții economici, școli sau toate unitățile. De când va fi în vigoare acest? Tot după licitație. Și tot după licitație. Până atunci se plătește prin noi. Da, deci da, zic. Și foarte, am văzut aici, există instrumentul plătește pentru cât arunci, pentru care poate să opteze, vreau să vă întreb, ori unitatea administrativă teritorială, deci primăria Horgeș pentru toți locuitorii, ori fiecare cetățean în parte. Dacă puteți să mă lămuriți asupra acestui aspect. Nu știu, nu vă pot răspunde. Mă, e dificil vă răspund. Altă dată. Eu cred că referitor la toată unitatea, dacă ar fi după o părere personală, dar... Pentru că noi acolo trebuie să ajungem. Trebuie ca cetățenii să fie responsabili, să colecteze selectiv, să composteze și astfel noi să plătim cât mai puțin taxe de salubritate. E sigura soluție și pentru mediul înconjurător și pentru buzunar. Aia s-au pus la dos, plătește în funcție numărul de persoane, salutare. Păi, dacă vă spun că regulamentul prevede că poți să alegi să plătești pentru cât arunci... Asta e treaba primăriei, doamne. Cantitatea pe cantitatea totală pe comună. Pentru că prima respectivă ai factura pe unitatea administrativ teritorială. Mai aveți, domnul Democ. Mai aveți, domnul. Ce să mai zic? Vreau să zic că trebuiau făcute acele cerțe, să mai facă, să mai facă. Trebuiau împărțit saci, să mai împart, nu să mai împart. Altă dată. Domn profesor, aveți legătura. Legătura. La împărțirea puberilor. Comisii instituții. Deci instituții. Adică? Păi unde pune ei? Acum nu suntem la școală, da? Bun, eu știu că... Dispensarul, școlile... De cât vă poate răspund doamne aici, dar vă răspund și eu. Ia. Eu de cât știu, toți agenții economici au containeri, au rămas, au eurocontaineri. Ale mari. Păi alea mari la școală ați mai văzut pe aici, pe stradă? Nu știu, domnule, eu am zis că... Deci eu, de cât știu eu, agenții economici au... Că la școală au rămas. Au rămas la școală? Da, la școală și la biserici și la magazine. Și magazine au eurocontaineri. În parcul ăla. Da. Deci pubelele respective sunt numai pentru non-caznici, pentru caznici, atât. Și acum știți și dumneavoastră în ce condiții și cu ce, cum s-au achiziționat acele pubele. Și de aceea ele nu s-au putut da la societăți. Și au rămas tomberoane, au pubele și au rămas tomberoane pentru societăți și pentru școli. Bine, societățile nu ne interesează. Ba da, ei sunt plătitori. Da, dacă are domn profesor, dacă are domn Crețu. Intră la partea aia de non-casnici, atât școlile cât și agenții economici și tot. Ăștia nu fac parte din Comuna Horgeș? Domn Crețu, cuvântul. Nu, domn Crețu, mă dau cuvântul. Vreți legătuna. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, vin cu o veste tristă, s-au luat containerii de acolo, de lângă stație, și toată lumea vine cu mașini, cu câini morți și cu alte chestii și aruncă în salcâmie. A rugat pe domnul primar, că le pune un container acolo pentru așa ceva. Nu știu, nu se mai găsește un container. Eu am propus, doamne, îl scot pe ăla de la mine și îl pun acolo, dacă nu se poate. Eu răspund înainte de asta. Nu, vă rog frumos, domnule. Nu, ca să nu uităm. A zis toată lumea vine. Eu n-am venit să arunc, eu n-am fost să arunc. Dar nu ești tu. Păi da, ai zis toată lumea. A, bine, gata, ai prins, cum spun eu, domnul secretar poate, da, acolo. A doua chestie, care este foarte importantă.
Da, spune-te. Domnul secretar, lăsați-mi eu și prins să vorbesc. Trebuie să ne gândim foarte serios, să ne punem la punct în viitorul cel mai apropiat, să ne facem o bandă de selecție și să vedem unde o punem, plătim oameni și merge cât de curând va fi selectiv. Și dacă ne facem banda și plătim câțiva oameni, să-i zic cetățenii ăștia ai comunei Horgești, vă plătim mult mai puțin. Vă rog frumos să specifici în procesul. Mulțumesc. Cât mai repede, pentru că viitorul apropiat în maxim jumătate de an nu-ți mai voie decât selectiv. Și ăștia ne ia banii, ni-l sparg. Păi exact ce v-a spus domnul. Te apreciat, ai fost cu ideea de votul nostru. Exact asta i-am zis, dacă noi trebuie pe plan local să ne gospodărim, să ne facem... Trebuie să ne gospodărim neapărat, domnul Dămo. Nu-ți permite, exact... Ba da, trebuie să ne informăm și cu pași mărunți o facem și pe asta, o să vezi. Nu stăm așa să așteptăm să-i rupă pe oameni la bani. N-ai treabă cu comercianții, te rog frumos, eu fac și domnul profesor, lăsați-mi, domnule. Particular o chestie de genul ăsta, o bandă de asta. Nu? Dar de ce să nu aibă profit primăria? Oare ea n-are nevoie de bani? Nu, cred că nu. Nu, ei, bun, atunci, bravo ție! Ești haideți să supunem la vot proiectul numărul 7. Cine este pentru? Vă rog să se treacă și ăsta ca amendament. Deci în timpul cel mai apropiat să mergem cu banda asta. Să ni se spună dacă s-au făcut chipurile primii pași. De ce nu doresc? Votăm un regulament care putem să-l votăm. Puneți-le ca amendament acolo, vă rog frumos. Poate fi amendat un regulament. Ia să văd cine nu este de acord în timpul cel mai apropiat să avem o bandă cu oameni plătiți și să facem selectiv. Să-l văd pe ăla de aici care nu ridică mâna. Hai, domn profesor. Te rog frumos. Eu nu o să ridic mâna. Să-l văd pe ăla. Pentru faptul că n-am dreptul să ridic. Amendament. Eu o să ridic mâna înainte de a vota. Bravo, bravo. Atenție ce vă spun. Găsiți partea financiară. Plătim oamenii, banda, e frumos. Trebuie să ne informăm întâi. Temeiul legal cum putem merge și dăm drumul la următorii pași. Dar trebuie amendament. Nu la regulament. Nu mă un pic să vorbească cu domnul secretar. Sunt de acord cu ideea domnului consilier Crețu, numai să aducă proiectul, așa, să-l vedem, da. Să punem cu proiectul, să-l punem aprobare consilierul proiect, prin proiect de hotărâri inițiat, banda are... Da, nu-i mare, am văzut o bandă pe... Cu proiectul la bandă, nu numai cu proiectul. Era Piatra Neamț, am văzut o bandă de aia, foarte mișto, cu trei oameni selectez. Asta rămâne așa, nu pot să mă amendez. Domnul Tupescu, mai aveți ceva de lucru? Domnul secretar, lăsați-l pe domnul Tupescu, să are ceva de spus. Tot referitor la contractul ăsta cu... de salubrizare, ia spuneți-mi, în momentul de față, în contract, contractul semnat cu firma de salubrizare, ce condiții aveți în legătură cu zonele unde nu intră mașina? Aveți în contract specificat să vină cu o mașină mai mică? Da. Pentru că sunt oameni iar mulțumiți. În locuri neaccesibile avem obligația noi să punem, să scoatem mână. Păi nu așa facem contract. Nu există. Domnul primar, ei sunt obligați. Domnul consilier, vă suntem ceva? Ei sunt obligați să vină cu mașină mai mică. Domnul primar, rugămintea mea este să faceți o declarație oficială acum în fața ta. Nu știu, trebuie să am contractul oficial. Păi să le explicați clar oamenilor că unii sunt revoltați, că nu intră până acolo. Dacă este din poartă în poartă și aveți în contract ca firma de salubrizare să vină cu mașină mai mică, păi obligații să facă lucrul ăsta. Dacă aveți în contract, da, au venit cu mașină mai mică, dar sunt zone în care nu se poate întoarce mașina, nici mașina mică. Nu, explicați acolo la domnul, poți să te ia înapoi, domnul primar, acolo nu intră. Polițai. Trebuie să am contractul, voi spun exact ce spun în contract. Specifică uliților, cât în cave pe uliță, scoate la cealaltă mare, treaba lor. Adică atât, domnul președinte. Ce să ne luăm noi? Haideți să supunem la vot contractul numărul 7. Domnul Beroane, de exact în locul de unde l-au luat. Ei le iau de pe podeț, îi lasă în drum. Lucrătorii de pe mașina de gunoi. E adevărat sau nu? Acum că i-a lăsat lucrătorul pe marginea drumului Tomberolul și nu i-a dus iar pe podeț acolo,
Oi, chiar pentru 3 metri, nu ne putem deplasa să luăm, să-l punem înapoi. Nu, poate nu e acasă până seara. Mă refer la granatir Vasile. Bineînțeles, dar nici lucrătorul nu are de să știe. Lăsă-mi ia drumului respectiv. Vă dați seama că are atâtea gospodării, să meargă din gospodărie în gospodărie și să facă piplac la toată lumea, nu se poate. De exemplu, eu vă dau un caz real la mine sus acolo. A încercat omul să dea cu spatele până în poarta omului. N-a reușit să ajungă până acolo. N-a reușit. Și respectivul s-a revoltat foarte tare. Adică pentru 5 metri, 10 metri nu putea să vină la mașină. Are și roate. Eu înțeleg până la urmă că obligația lor este să meargă până în poartă. Dar în cazul ăsta, dacă există specificația asta în contract, să fie obligat, domnule, să aducă mașini mai mici. Eu mă refer strict, știți, lăsând mea drumului la granatir Vasile și... Acolo dacă vine, trec așa mari cu lemni și lasă tomberonul în drum, nu este loc. Deci omul cu dita mai tonajul trebuie să oprească ca să, da, ce da. Fac, trebuie și peste tomberon. Da, are dreptate, eu am văzut la oamenii care au lăsat și au fost plecați la câmp, la BIP, lucrătorii, după ce le-au golit, aruncat în șantul la mare betonat, aruncat așa aiurea. Domnule, pune-l acolo de unde l-ai luat, de pe pod, că omul ți-l lasă pe podul lui. Aruncat în șant. Poate să-i și spargă. Oare poate l-a luat un copil și l-a împins în șant. Ce sunteți așa de răi? Domnul consilier, mai aveam și întrebări și întrebări. Am văzut mai mult. Mai într-o stradă. Faceți din orice un capul de țară. Sunt care saci cu gunoaie în șant și acolo îi lasă o săptămână până vine mașina. Consilier, doar cum ați legătă. Ăla-i nesimțit. Ăla-i nesimțit. Păi bun, și dacă au tomberoane, de ce pun în saci și arunc în șant? Nu știu. Păi să vă spun eu, sunt unii care preferă să le păstreze tomberoanele astea, că le place cum arată tomberonul, e frumos, e curat, pune altceva în el. Hai da, dar pune vin cu câinile rupii, saci, știu, dar știu că am văzut, vin cu niște pungi de plajă sau cu niște saci menageri. Și ce nu vedeți în saci respectiv, saci cu bidoane? Așa trebuie să spunem, că oamenii nu toți au preferat tomberoanele astea să le folosească la alte scopuri. Haideți să supunem la vot proiectul numărul 7. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Abținere. Abținere, da? Avem 13 pentru. Aia, și 13 la barometru. Te-a face și plajă cu ocazia asta. Înscrieri la cuvânt. Da, fix, nu faci. Poftim, domnul. Gata, nu mai trebuie. La diverse? Da. La diverse încep eu. Da, domnul Crețu. Pe mine mă treci al doilea. Al doilea. Dar să luați așa la rând. Domnul Demor. Domnul secretar. Așa, îți dau și eu alocația. Acum ai lăsat și mine la urmă. Da. 29. Mamă, o locație, o locație atât. Vor unul, două și gata. De-aia propunem o dată până la final. Cum mai este timp până la 5 februarie. Domnul Crețu, aveți cuvânt. Domnule primar, vorbesc direct cu dumneavoastră, dar să nu răspundeți din prim. Nu. Notez. S-au aprobat niște bani pentru rigori. La primării. Da. Eu n-am spus că să faceți mie rigorii în fața Vasiolului. Dar vă rog frumos, vă faceți rigorii la primării. 1. 2. Mă uit la doamna inginer Mihaela, care se ocupă cu sectorul agricultură. Și pentru orice om care îi se pare lui că ar putea să mai meargă 2 metri la vecin, cheamă măsurătoare. Am stat și m-am gândit mult. Să fac o propunere. Facem un proiect de hotărâri, dacă altfel nu se poate, și să facem rost de aparatură care lucrează prin satelit și doamna când se duce, cu cine merge, doi marturi sau cu dumneavoastră, doamne, mă uitam la ăștia de la control, am avut control în trecut la agricultură, doamne, spune și unde ești în cadra, doamne, nu ești aici, ești în stânga cu 3 metri, în dreapta cu 3 metri, a apăsat două butoane și prin satelit, cât poate să coste aparatura. Foarte dacă vedeți. Dacă credeți că vă sunt necesar, vă dau și numărul la doamna aia care a fost la control, care a venit cu aparatura aia. Este o chestie foarte bună pentru noi, doamne. Ca să-i liniștim o dată, da, pe acești... Vină cu proiect de hotărâri și trece. Nu trebuie să treacă? Păi vină cu proiect de hotărâri și depune. Da, ce? Dar nu sunt obligat eu propun primarului să fac un proiect de hotărâri, pentru că de aia ăsta e primarul nostru. Domnul Crețu, aici o parantie. Lasă-mi el fără domeniu. Te rog frumos să dai voie legat de ce spui mata. Nu, da, nu, eu nu întrerup niciodată, o frază, vorbești după dacă mine. Dacă vrei să te ajut cu... De câte ori se cere o măsurătoare să nu meargă în teren, să plece din primărie, până omul respectiv care a cerut măsurătoarea nu face dovada că este proprietar, să aibă titlul 6. Da, corect, așa. Ne-am trezit, 5, domnul, 6, 20 de oameni peste cap. Domnul unul care nu avea nicio treabă. Domnul Budnaru, asta e prima condiție, știi, să știi asta.
Pe ce bază pleci din primărie la măsurătoare dacă el nu ți-o prezentat? Domn profesor, dă-mi voie să termin. Eu tot timpul când am fost să câini de unul și de altul, am făcut cerere către primărie și am cerut proces verbal de constatare. Domn primar poate să afirme sau să zică că nu e adevărat. Dar nu-i normal, domnule, să măsori o tarlă de 30 de hectare cu ruleta. Iese eroare oricât ai fi tu de bun. Deci, când am văzut doamnele alea, că erau două doamne, cu aparatul ăla, și îmi spunea, nu, ești în stânga cu 3 metri, ești în dreapta cu 2 metri. Păi, e super! Facem frumos pe calculator programul și nu mai sunt atâtea și atâtea probleme. Din banii care îi dă pentru măsurătoare se poate face... Da, doamne, eu sunt de acord să pună și o taxă. Nu sunt împotrivă. Dar să terminăm o dată cu oamenii ăștia răi. La mine a venit cineva aseară și a spus că m-a dus 3 metri de mașa. Noroc că eu am un țărușat și am și brăzdat pe mal și am uite, băi, țărușul e acolo, băi, cum l-a pus inginera. Nu, 2 metri mai așa. Și o mai și mințit că au fost cu ingineră la măsurătoare și nu au fost. Nu-i frumos. Nu-i frumos. Haideți să ne respectăm. Mulțumesc. Domnul Tufescu. Da, domnul primar. Eu am două întrebări. Prima întrebare, vreau să răspundeți și să-mi spuneți podețile făcute de către cei de la drumul județean. Aparțin cetățenilor, aparține drumului județean sau e domeniul public? Da. Nu, îmi răspundeți ca să vă adaug în continuare ceea ce vreau să spun. Păi fiind în proiectul drumului județean, e drumul județean. Ok, bun. Noi ar trebui ca în domeniul public, aparținând drumului ar trebui ca în consiliul local, nu știu, să venim cu un proiect sau dumneavoastră să veniți către cetățeni cu o informare. Da. Am vrea ca, cel puțin cu cine am mai vorbit, cetățeni din comun, am vrea ca să stabiliți o culoare standard a podeților, adică mă refer la cum să fie văruiti, vopsiti, în fine. Unii cetățeni au început să le văruiască, să le vopsească în diferite culori, așa cum cred ei că este bine. Nu e rău că vopsesc și că îngrijesc în podeț și că fac. Dar haideți să facem un standard peste tot, pe toată comuna, cum este și în altă parte, în alte localități, dacă te duci, peste tot, la Bălcescu, de unde mergem, la peste România, tot, au un standard stabilit, probabil, nu știu, de Consiliul Local, chiar nu m-am informat în privința asta, este ca o propunere. Da. A doua întrebare, când începi pe uliți cu pietruirea? Să treacă pandemia. Atât, mulțumesc. Să aprobăm. Domnul e aprobat, al contractul e semnat, numai că omul nu vine până nu... Eu cam dată n-am aprobat unde ducem piatra aia. Cine nu vine? Firma reconstrucție. Deocamdată 2, 3, 1 cu bascula, 1 cu lama și da. Cum? Deocamdată nu e aprobat unde se va duce piatra aia. Am spus? Să o mai lăsăm așa un pic. Lăsa-o până la toamnă. Lăsați, decât poate trec ploile astea. Dar n-auză și zice, n-au ascultat și zice domn Crețu? Nu e aprobat. Acolo ne-am oprit. Domnul Democ, aveți cuvântul. Și nu știm unde să ducem cele 60 de mașini. Da, e și noi unii, da. Da, da. Lasă să treacă ploile, da, să vină ghele. Că e bine ploile. Nu mai ia nimic. Cred că ar fi util, domnule primar, să prezentați situația în ceea ce privește cetățenii veniți din străinătate. S-am prezentat-o, dacă... Ați fost în afara ședinței. Zic, cred că ar fi util ca să facem această informare și pentru cetățenii care se vor uita la ședință. Aș vrea să vă întreb de ce nu se lucrează la pod, la Zodian și la școala Sohodor. La școala Sohodor se lucrează. O zi bine și trei nu. Camel, situația dată, având în vedere că s-au întors foarte multe persoane din străinătate. Da. În toamnă va trebui să negăsească condiții optime ca școala să poată să înceapă în siguranță. Da. Deci în toamnă ne-ar trebui să avem gata școala de la Sohodor. Așa o promis. Și grădinița de la Răcătău, pentru care avem bani aprobați. Da. Care ar trebui, fără probleme, să fie finalizată. Să vă rog să faceți toate demersurile. Nu vă faceți probleme, domn primar. Dacă se ia COVID, o pleacă tot Sohodor. Vreme, pleacă mai mult decât au venit. Pleacă cu la firminimea. Sau nu s-a întâmplat în Germania, că jumate din ei sunt contaminați acum? Da, ăștia nu le frică de COVID, să pună omul cu bani. Ăle au nevoie de bani, mai mult. Au nevoie, au copii. Au copii de crescut. Două, trei luni avem aprobat un proiect de taxe și impozite online. Să faceți la fel. Toate te măsuri ce să ales ca acest proiect să fie viabil, să fie funcționabil. Perioada, deci toate lucrurile astea, dacă erau făcute la timp, nu știu care e situația acum la încasări, taxe și impozite, dar bănuiesc că ar fi putut fi ajutor și tocmai pentru siguranța cetățenilor trebuia să existe acum posibilitatea de a plăti taxe și impozite online. Și acel proiect de internet, gratuit, care la fel ar fi fost foarte util la momentul ăsta
să fie aprobat și să dau banii. La fel, a fost refuzat să fie făcut. Lucruri care ne-ar fi ajutat să mergem înainte și care pe timpul acestei pandemii ar fi fost foarte utile să existe în comune. O, și o întrebare o să am și pentru doamna viceprimar. Doamna viceprimar se ocupă partea de deșeuri pe domeniul public, nu? Corect? Da, am și este funcțional. Spuneți despre ce e vorba și eu vă dau răspuns. În data de 2 aprilie există o solicitare cu numărul 20024 de la Ministerul Mediului pentru eliminarea deșeurilor abandonate de pe terenurile publice, termenul limită fiind data de astăzi, 30 aprilie 2020. Vreau să vă întreb, doamna viceprimar, dacă au fost identificate astfel de terenuri pe teritoriul Comunei Dolgești și ce măsuri ați luat ca deșeurile să fie eliminate? Vă spun că adresa nu a ajuns la mine, a fost repartizată din ce știu eu. N-am văzut-o, dar am auzit despre ea. A fost repartizată funcționarului, știți foarte bine că este un funcționar care se are în atribuții sanitatea și protecția și mediul. Și dacă doriți să aflați mai multe, puteți să vă adresați funcționarului responsabil, care are șapoșul. Nu știu ce răspuns a dat. Nu, din moment ce nu mi s-a adus la semnat și din moment ce n-am avut adresa, nu mi-a fost repartizată, nu pot să știu despre ea și despre ce e acestul. Da? Într-un mesaj de pe rețelele de socializare, un cetățean de la Răcătău vă semnala faptul că cetățenii de la Răcătău aruncă cu noi o sire. Ați luat acte acea declarație a cetățeanului și ați spus ceva în acest sens? Despre ce cetățean e vorba? Pe contul dumneavoastră, pe rețelele de socializare, v-a semnalat acest lucru și vreau să vă întreb dacă ați luat act și dacă ați poate vreodat. N-am luat act de ceea ce a spus, nu știu ce a spus. Oricum, pe malul Siretului au fost acțiuni de ecologizare de câteva ori, chiar și săptămâna trecută a fost o acțiune. Dacă ați venit cu unul, ați vedea, ați avea acces la toate aceste informații. Am văzut acum la Siret, acolo se duc podurile dărâmate și tot ce... Nu știu ce ați văzut, mi-arătați-o cum faceți. Aici un capătul drumului. Eu n-am acces la asta. E normal? Există o aprobare pentru așa ceva? Nu. Nu există, nu? Mulțumesc. Domn profesor, v-ați înscris la cuvânt? Nu, domnul. Special. Domnul secretar. Are grijă. Cât respect. Cât respect. A fost colegul meu. Am... pus o problemă, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, acum 4 ani, cred că în luna iulie sau august, la începutul legislaturii, în legătură cu terenul, cu bucățica asta de teren, care ne uităm, e foarte frumos gardul, văd că bănuiesc că trebuie, dacă nu o să facem nimic, să-l întreținem pe partea asta, să-l băruim, să-l facem frumos, că străcă aspectul camionului cultural. Întrebarea este... Hotărârea aia prin care s-a stabilit de instanța de judecată că terenul aparține domeniului public al Comunei Horgești, este sau nu este la primărie? Eu nu am găsit-o. Și având în vedere că pe perioada când funcționează programul de lucrare a instanțelor, eu sunt la Horgești, chiar nu am posibilitatea să stau dar să caut acea hotărâre. Nu neapărat dumneavoastră, de 4 ani de zile, dumneavoastră sunteți de 2. E relevant acum să mă, ne ascundem după numărul anilor. Dar s-a discutat, cu avocata care, cu care avem contract și a spus că va lua pentru că va trebui să ia toate hotărârile. Au fost date mai multe hotărâri ca, toate coroborate să poată să ne dea exact dimensiunea a ceea ce avem dreptul. Nu este doar una singură, că au fost modificări și căi de atac și... Doamne, când... S-a făcut această construcție, gardul ăsta, respectiva patroană n-a avut nicio aprobare din nicăieri, nici măcar verbală, care înregistrată pe o bandă undeva. Nu mai vorbesc de aprobare scrisă. O făcut ce-o vrutea. De ce nu putem noi acum să-l stricăm tot fără nicio aprobare, fără nimic? Care-i chestia? Un om poate să frece o comună întreagă? O administrație publică și executiv și deliberativ? Toți ne sperim. Nu avem hâtie, nu avem aprobare. Ia ce aprobare au avut? N-are autorizație, n-are absolut nimic. Asta este întrebarea pe care o pun eu. Să încheie mandatul acum, nu e nicio problemă. Eu zic să rămânem după toți, că ca persoane fizice e mai mică pedeapsa pentru distrugere decât ca persoană juridică. Și deci intrăm la distrugere. Dar rămânem la urmă. Legal se poate străca, dar numai noi. Poate face notificare, să-și ridice aici gardul. Asta este, să facă o notificare către respectiva persoană să-și ia plăcile de aici, că terenul aparține domeniului public, este înscris în carte funciară și tot, iar dacă nu vrea,
trebuie pentru executare silită. Și pentru executare silită va trebui să avem exact de unde am pornit cu discuția. Hotărârile toate ca executor să le poată normal. Dacă el n-are un act, n-are nimic. Doamne, trebuie făcut, domnul secretar, trebuie făcut pentru că la un proiect de hotărâri pentru 2-3 metri, atenție, drept de servitute, atât au mai existat discuții. Vai de mine, dacă nu ia, dacă nu faci. S-a ingezat, mă uit așa, nu zice nimeni nimic. Nu-i terenul comunii Hărgești, nu-i terenul Răcătăoanei. Îl știi cine a făcut, cine a făcut aici așa tot, directorul Cămin Cultural, care a fost hostină. În față, acolo, cabine, tot, acum nu mai este comunii. Da. Păi posibil lucrul ăsta? Are mult neamuri Răcătăoanei. E, asta e bună. Ai zis, nu zice nimeni nimic. Ai dat cu mucii. Dacă are neamuri, legea nu-i pe neamuri. Câte fie? Atât am avut, pe toți. Doamna Savin. Dacă nu zici oamenii. Sunt cele două tuburi, domn primar, de o jumătate de an care stau nefolosibile la noi, în Bagda, știți? De el, părerea mea, ar trebui pus undeva. Da, propunere. Tuburile? Propunere. La pompa de apă. Avem un pod acolo. Păi este, da. Păi punem pod lângă pod. Păi tata, veniți să vedeți cum să rupi malul acolo la șanț și ar să cadă stâlpul de iluminat jos. Bun. Și doi, dacă credeți, mai poate repara pompa respectivă sau punem noi consumatorii care suntem de acolo și o reparăm. Așa, vedem dacă trebuie să facă referat, dacă trebuie reparat, o duce la reparat. Domnul primar, nu se mai poate repara, știți că este reparat încă de anul trecut, dar trebuie achiziționată una nouă. Dar cu banii când? Foarte, foarte multă apă se pierde. Iar acolo, dacă vreți să vă spun părerea, asta trebuie turnat șanț betonat. Decât să mai punem un tub, mai degrabă punem 2-3 metri de șanț betonat, nu se mai fuge nimic acolo. Mulțumesc. O remorcă de piatră cu 10 saci de ciment s-a terminat. Dețean acolo, vă dă voi? Să păi, tu mai, de asta, păi, drumul Dețean, tu mai asta. Și apa mult o ia, că cei de parte dreaptă. Vă dă amendă din mai puteți. Da, nu vă face pe cei de parte dreaptă cu mult. Domnul Daniel, aveți cum? Cât a fost și apa de la copil? Da. Care ar fi? Ia să atunci. Firea, fi și normal, da. Și vezi, așa ai sus la de-a la acela nu. Nu poate face ceva, dar trebuie să începe cu ce pot. Am văzut ce se întâmplă acolo. De ce ești? Da, trebuie verificat în treaba lungimea trecere. Altă problemă, dacă știți la intersecție de pe strada Poștii, de la mine de acolo, ies la Poștia. Așa. Care din două ce eu? Că s-a dat poștii toată. De la ieșire, că e intrare din partea ăla. Nu știu, depinde cum o... Bine, hai să vorbim pe românești, aici la... Trebuie sens unic ca să poți ști, așa. Ieșirea de la poștii. Așa. Frumos. Frumos. La adânca naibii, de vreo 2-3 metri, dar așa. Acolo nu mai este sigur. Așa. Trebuie prevăzut cu ceva acolo, adică nu e numai pentru ce am zis eu, unul gheat sau asta, e vorba așa de mașină. M-am văzut la tâmpuță deasupra, de deasupra, v-ați uitat? Nu m-am uitat, dar mă uit, ce am putea face. Una pe ieșirea e foarte strâmbă acolo, deci n-ai o să te dai nici stânga, nici dreapta, două mașini nu încape pe podul ăla ca să intri pe iasă. Unii podul, ai alea, care pod? Podul care e la ieșirea drumului de Tian? Da. Mergem acolo și îmbăgăm mașina unul lângă altul și încăpem. Și mai rămâne și loc. Care? La care rămâne? La intrare? Așa zic eu, părerea mea. La intrare Recea? Da. La intrare Recea. La Costic... La Stoian, la Vale. E uliță, deci uliță la Vale. Da. Și la Prințecarul. La aveți dreptate, nu încăpem niciodată două mașini. Nu încăpem două mașini. Și a trecut de atâtea ori și dumneavoastră și doamna... Așa și dumneavoastră. Și eu, și v-am mai spus... Așa? Capătul ăla de pod, făcut pod de intrat. Dacă te uiți atât de aproape la mijlocul uliței. Capătul de pod construit, deci bara podului, aproape de mijlocul uliței. Dar nu putea să facă de 6 metri sau 8 metri și să vină capătul de pod exact aproape de șanț și pe curbă făcut frumos, nici atât n-ați putut interveni. Dar n-ați văzut, nu vă scos ochii de câte ori treceți la deal și la vale. Doamna și cu domnul, vă spun la amândoi. Foarte bine că ne-ai spus, dar nici n-ai spus în momentul când se lucra acolo. Două mașini degeaba îi spui acum din teorie. Acum degeaba, nu. Atunci când se lucra acolo, nici n-ai venit cu ideea. Domnul, dar trei... Eu poate nu văd domnul. La iarnă când va fi zăpadă. Da. La asta trebuia să vă gândiți. Când va trece lama pe drumul județean, toată zăpada o dă peste capătul de pod
Și prima mașină care nu se mai vede capătul din pod din zăpadă, intră acolo și da, face praf. Dar chiar, zici că e aruncat în mijlocul șosele. Așa se vede nu și din avion. Nu mi-ai venit la Sodor când avem flas deloc? N-are un spăin. Bă, dar mai bine nu-l făcea deloc. Pot și lăsa așa. Mai bine nu-l făcea. Pe rând alea, cani. Mai bine nu-l făcea. Să faci așa adânc. Pentru că așa i-au venit lor în proiect. Nu trebuie ca să fie în continuare, să fie, să-i dea continuitate, să ducă apa până la până la părâu? Ei nu. E treaba noastră. Păi nu ei. Ei nu. Noi, da. Noi nu trebuie să facem chestia asta. Noi, da. Altfel o să ne trezim cu la de acumulare. Băgăm și pești, nu mai bine. Ei nu. Aduc acum la părâu. Noi, da. Baltă privată. Nu șanța acolo 2 metri, vă dați seama, stă apa locul acolo tot timpul. Trebuie să facem șanț ca să iasă la părâu. Și dăm drumul la părâu, la vale. Da. Asta am avut de spus. Domn președinte, da, un pic, o adăugare, dar lăsați-i pe toți să vorbească. Două minute, atâta vă mai... Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Domnule, că dai dumneavoastră. Domnul primar, doamna viceprimar. Nu, domnule, nu, da. Aici la ieșire spre... Alo, domnul primar. Da, domnul, eu notez. Notez, dar văd, dar ce, ai fi vânat Napoleon și nu te știu eu. Deci, la ieșire spre podul de piatră s-a format o groapă de groapă, gunoi, toată lumea care gunoi acolo, e un miros, câini, morți, pisici. Haideți să facem ca acolo sus, dincolo de stație unde ați făcut curățenii și ați pus plancarte, bănuiesc dumneavoastră, primărie. Dar nu ești. Am zis bănuiesc, nu sunt sigur, decât să spun prostii mai bănuiesc. Nu mai de stația aia spune de acolo, dar din comun ai spus vreodată ceva. Bă, omule, dar nu-i stația, nu-i stația, mă, Costeluș, nu vorbeam de stație, de ce, de ce ți-o luat două razi la rotice? Vezi că ai o rotice cât, ai o rotice cât defect acolo și că te uiți la mine, băi, e razi. Domn primar, deci drumul de piatră, ai coborât jos. Nu-i drumul de piatră, drumul de pământ. De dreapta, să vedeți ce s-au adunat acolo. Jos în dreapta. În colț. În colț. Așa. Haideți să strângem grămadă acolo, cumva, cumva. Să le ducem în altă parte sau, știu eu, să le dăm foc. Să punem o plancardă și acolo, dom. Trece foarte multă lume pe acolo. Mulțumesc. Fii mai atent la cuvântul meu, te rog frumos. Păi acolo ne-am laudat pe domnul primar. Au făcut curățenie frumos, au pus o plancardă și... Asta au fost. Păi și acum nu mai întoarce. Am sucit-o și eu un pic, da. Gata? Gata, domnul. Cu noi, da, o să mergem să vedem despre ce e vorba. Într-adevăr, e binevenit în plancarda, nu știu cât, dar măcar suntem cu inima... Cel puțin să citească. Acum, în afară de noi, nu știu dacă există o altă firmă privată în comună care pune plancarde pentru asta, bine ar fi. Așa, bani pentru... Cum să ăștia de pe județean, sincer. Bani pentru Rigoli. Așteptăm să oprim o leacă, să înceapă să miște toată lumea, că deocamdată nu se mișcă mai nimeni în privința la firme de construcție și toată... Teodolit! Bine ar fi, cum zice dumneavoastră. Teodolit, na. Dar ce-i? Dar Teodolit. Este un aparat special, e ca o telecomandă care o iei în mânuță, prin satelit. Genial, băi. Deci așa să spun, asta, aparat special aparat care special, le iei în mânuță. Nu să le iei în mână. Păi așa e special. Cresc cu el în mânuță. Cu mânuța. Că n-a zis așa. Uite, domnul... N-a zis așa, aparat special. Domnul, uite, cum a zis specificat. Da, mânuța, măi. Să ne interesăm cât costă. Să găsim sursă de finanțare. Găsim! După aia, venim cu propunere, noi o găsim toate. Eu venim cu propunere, dar sunt de acord. Doamne, acum, doar nu... Păcat, ar trebui să ne mai modernizăm și noi. Bine ar fi. Sursa de finanțare este. Ia uite, domnule. Fiecare măsurătoare plătește, domnule. Păi când este aprobat. Auzi, când o achizi, dumneavoastră, dacă costă vreo 300 de milioane sau de milioane, știi ce nu știi. Primăria primară să recuperăm în timp. Dar nu e o capitalul în aparat de la cine? Cât poate să fie? Referitor la domnul Tufescu, la podeții domnului Dezean, nu am să discut un pic cu domnul Legăturat, să vedem dacă e obligatoriu să le văruim sau să le vopsim. Dacă e obligatoriu să le văruim, oamenii fac lucrul ăsta că vor să arăte bine, că și e corect ceea ce fac. Numai că am zis că e corect. Da, domne, am văzut fiecare cu fluturi. Aici e vorba de... Doamne românii, idole! Acum vreau să vă spun, ce să venim noi? Să venim pentru proiect de hotărâri să spunem toate podurile să vor fi văruite în alb? Da, stabilim un neapărat, am zis că alb sau nu știu ce. Nu, alb!
în primul rând, să vedem dacă e de voie ei. În primul rând, trebuie să discutăm iarăși cu cei de la drumul județean, care este administratorul drumul Sapotului. Eu am venit cu o idee, cu o propunere. Da. O propunere e foarte bună. Am vorbit. Da, referitor la domnul Dămoc. Da, situația COVID-19, într-adevăr, am discutat înainte de a intra în ședință. În perioada de situație de urgență, nu suntem nu. Alo, domnul profesor, domnul Dămoc. În situația perioadei de urgență, în comuna Horgești, avem 600. Dar ce n-ascultați primarul? Chiar nu-l respectați deloc. Pic 696 de persoane venite din exterior, din afară. La ora actuală, 693 sunt ieșite din autoizolare, mai avem 3 persoane în autoizolare. În perioada respectivă am avut 2 cazuri în care n-au respectat autoizolarea și au fost carantinate pentru încă 2 săptămâni. Așa cum am mai spus, avem un caz, așteptăm să ne se confirme de către DSP, e posibil să avem un caz și de suspect de bolnav cu COVID în comuna Horgești, dar așteptăm oficialul de la Direcția de Sănătate Publică. Școala Sovodor, într-adevăr, se lucrează destul de anevoios. Eu am mai discutat cu dumnealui. În ritmul respectiv, e destul de... Eu i-am explicat în felul următor. În afară că nu o să-și onoreze situația contractuală și va fi cu penalizări, am spus, gândește-te că ai venit și în fața Consiliului Local și românește, nu, românește, te-ai bătut cu pumnul în piept, nu, s-a bătut cu pumnul în piept, el termină. M-ați înțeles? El a zis că dacă nu sunt probleme, știți cum, e destul de fiecare dacă, își achită situația contractuală. Pot la Zodian. Am dat drumul la ordinul de începere, noi sper să ne apucăm de treabă, pentru că a durat, am avut toate autorizațiile, situația pe perioada de pandemie, ISC-ul, aveam nevoie de un aviz de la ISC, l-am dat prin online, în fine, s-a lucrat mult mai nevoios în perioada asta. Referitor la taxe online, v-am spus, am avut discuții cu două bănci. Onorariul e destul de ridicat. Încercăm să mai negociem asupra taxelor pe care îi percepe banca respectivă sau să mai batem la alte bănci. Să vedem dacă găsim și o altă posibilitate de colaborare. La terenul de fabrica de beri, da, o să facem o notificare. Ați notat, domnul secretar, mi-am notat și eu, o să facem câte notificare. Ne luăm ca o sarcină, iau ca în ședința următoare să vă spun exact situația legală la ora actuală prin hotărâri judecătorești asupra terenului pe care îl avem alături. Nu cred că să reușești, păi, noi facem demersurile. Funcționează arhivele judecătorii. Dar la ora actuală, până pe 15, lucrează destul de complicat să lucrează. La cele două tuburi care am lucrat, zic într-adevăr, acolo așa, cu toate că în acea, uite, acum discutăm și am zis că facem un șans dalat acolo, domnul secretar a revenit cu ideea că e drumul județean și s-ar putea să avem probleme asupra administratorului drumului. Cele două tuburi pentru unde au fost necesare? Pentru drumurile noastre, drumurile comunale. Unele am avut, le puse și mai avem de rezervă în care, în momentul când găsim o problemă în care se iscă tot pe drumurile comunale, să putem interveni. Aici, la Recea, să intervenim asupra iluminatului, acolo cu referitor la plasă, trebuie să facem noi plasa. Cu pompa de apă ce răzut? Da. O să vedem ce bani sunt alocați. Dacă nu sunt umbrăzama. Dacă nu sunt nu se mai poate face, o luăm și o punem iarăși. Numai că trebuie utilizată corespunzător, că dacă nu o utilizăm, iar să arde. Iar la Recea să discutăm. Acolo e drum comunal, unde ziceți dumneavoastră partea cealaltă. Să vedem cum găsim, să punem un, cum să vă spun eu,
de fier, cum o plasă de fier. O plasă de fier. Da, adică să nu fie chiar adânc până în capăt, să se ducă numai până la jumătate, cum se spune, până în margine. Podul ăla trebuie făcut ceva, podul. Mică, e pod normal de 4 metri, cum a făcut la toată lumea. La Recea? Da, acolo la intrare în sala Daniel. Intrare pe uliță, la mine acolo așa. Eu făcut în sat de la școală, e făcut de 8 metri la școală, de 8 metri, așa trebuia să facă acolo. Nu știu, mă faci, acum acolo, când merg încolo, mă opresc și chiar mă tor acolo. Serios, da. Și dacă tot vorbeam de pompă la Sovodol, da. Ce ziceți, domnul primar, că știți că am prins și am văzut acolo. Ăsta. Și acolo. Numai că situația este, chiar astăzi, în momentul când am făcut dezinfecția înăuntru, nu are vad nici pompa de aici, de la Sfântă Noastră, de aici. Deci nu are vad, s-a oprit la un moment dat, nu mai merg. Și a luat două găle, trei găle de apă și s-a oprit. Toate astea au venit cu apă. Toate astea trebuie raportate la apă. Dar asta nu oameni de servești, ci de servești. Păi eu am pompa asta, că nu veniți să mă schimbați. Da. Domnul primar, dacă mă scuzați, fiindcă... Da, spune. Dacă toți suntem aici la căminul cu... Da. De ce nu merge instalația din căldură la cămin aici? Pentru că este ca ceva la central, la centrala termică. Ah, nu iar ceva la centrala termică. Ba da. Vară, băi, pirană. Nu merge căldura aici. Bine, că anul ăsta n-am avut nevoie, că asta a fost situația, dar dacă era nevoie... Da. Era bine dacă era centrală. Ceva la electric, iar ceva la electric, trebuie făcut o constatare concret și să vină să înlocuim. Păi n-am avut firma aici cu electric. Nu. Aia n-avea treabă una cu alta. Dar o refăcut instalația? Da. Și haideți să mai lămurim un lucru. Momentan, în privința iluminatului public, nu avem persoană responsabilă, ca să știți. Adică, cum ați cerut, au mai fost și oameni, apropo, pe Facebook, că v-au scris și pe Facebook. Și merge în perioada când poate și când lasă partea cealaltă. Dar nu este să fie pe iluminat și sunt destule probleme, așa eu, sincer, e, ca de mers, a fost și... O căzut siguranța, am mers, am ridicat-o. Dar și a fost și Via Mai și sâmbătă înainte de Paște, a fost pe teren când au cerut oamenii și merge. Dar asta e situația. Aici la șorin. Dar nu mai încheie o dată, băi. Un cuiu. Un cuiu o dată. Fuge. Luni vine să-mi semneze, da? Ai nevoie? Da, nu mai urgent. Luni, nu. Nu, știi cum face ca altă turare. Thank you.